Așa, bună ziua, onorată asistență, stimați membri ai Consiliului și participanți la ședința Consiliului de astăzi. Vreau să vă informez pe toți la bun început că în conformitate cu decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2 din 19 decembrie 2023, cu privire la formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezilor de doctor, a fost instituit Consiliul Științific Specializat de 522.01.23.140 la Academie de Studii Economice din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în științe economice a doamnei Letocenko Ana, cu tema creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării Economiei Republicii Moldova, la specialitatea 522.01 Finanțe. Conducător științific, doamna doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, Rodica Hâncu. Consiliul a fost aprobat în următoarea componență. Stratan Alexandru, președintele Consiliului. Timuș Angela, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Lopotenko Viorica, doctor habilitat în științe economice, conferențiar universitar. Cociuc Viorica, Cociuc Victoria. Dacă e după Viorica, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Dragomir Lilea, doctor în științe economice, conferențiar universitar și de asemenea au fost aprobați referenții oficiale ai ședinței de astăzi pentru evaluarea tezei. Doamna Băncilă Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar și doamna Bilocă Svetlana, doctor în științe economice, conferențiar universitar. Așa cum prevede de obicei practica și cutuma susținerii tezelor de doctor, doctor habilitat, de obicei toți membrii Consiliului, referenții au competența necesară de evaluare, au lucrări adiacente sau la tematica studiată, de ce țin să informez și despre acest lucru. Totodată, mă bucur foarte mult că la ședința de astăzi interes această susținere a prezentat și pentru mai multe personalități, inclusiv o salutăm pe doamna Carmelia Palamar, director adjunct depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, doamna Elena Boșcăneanu, Departamentul Sisteme de Plăți Banca Națională a Moldovei, doamna Eugenia Feura, școala doctorală ASEM și domnul Adrian Andronic, de asemenea, doctorand ASEM, viitor sau viitor dacă... Viitor doctor, sperăm, așa. Da, cercetează. Mă bucur că toți sunteți prezenți și propun să demarăm ședința noastră conform procedurii. Deci, pentru prezentarea doctorandii și dosarului depus în Consiliu, ofer cuvântul secretarului științific al Consiliului, doamnei Angela Timuș. Stimați domnule președinte, stimați membri, referenți oficial, numărată asistență, îmi permiteți să citesc lista actelor depuse în dosarul Consiliului Științific Specializat, nominalizat de către doamna Letocenko Ana, pretendentă titlul științific de doctor în științe economice. Decizia de formare a Consiliului Științific Specializat, emisă de ANACET, domnul președinte deja a citit această decizie. Hotărârea seminarului științific de profil din cadrul ASEM în care a fost evaluată teza, copia listei de prezență a membrilor acestui seminar, formularul de evaluare a tezei de doctor în științe economice, informația privind modificarea informația privind efectuarea modificărilor la teză în urma examinării în seminarul științific de profil, lista lucrărilor științifice publicate de doctorandul la tema tezei. Menționăm că în această listă au fost incluse două articole științifice publicate în reviste acceptate de ANACEC din România și Republica Moldova.
patru, două din România și două din Republica Moldova. Așa, m-am numărat câte 7 lucrări în conferințele științifice naționale și internaționale, alte lucrări științifice. În total, doctoranda are publicate la tema tezii 15 lucrări științifice în volum mai mare de 2 cont de autor. La fel, în dosar au fost depuse avizul pozitiv al Departamentului Investiții și Activitate Bancară, în care a fost examinată teza la o primă lansare, avizul conducătorului științific doamna doctor habilitat profesor doamna Rodica Hâncu, lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele științifice, adeverința de depunere a tezei în biblioteca științifică SEM, suplimentul la teza în care sunt prezentate toate lucrările publicate de pretendentă la tema tezei, teza și rezumatul tezei. Dosarul este complet, corespunde cerințelor. Totodată, suplimentar, au fost prezentate referatele elaborate de către referenții oficiali, doamna doctor habilitat profesor Natalia Băncilă, în care face expertiza tezei în calitate de referent oficial cu data de 10 mai, data avizul, și recenzie asupra tezei de doctor în științe economice, prezentată de doamna doctor conferențial Svetlana Belooca, data prezentării 10 mai, anul curent. 3 avize prezentate ca urmare a distribuirii rezumatelor la diferite organizații, deci aviz la rezumatul tezei de doctor în științe economice, semnat de doamna profesor doctor habilitat Ludmila Popzar, decan al Facultății Finanțe, Academiei de Studii Economice, aviz la rezumatul tezei de doctor în științe economice a doamnei Tocenco, deci n-am să nominalizez tema tezei, deja am spus-o, semnat de doamna Veronica Ursu, doctor în științe economice, manager financiar, întreprinderea publică, Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul mediului și nu mai puțin important, chiar foarte important, deși l-am spus la urmă, este avizul la rezumat, la rezumatul tezei de doctor în științe economice, semnat de doamna Veronica Cuhal, doctor în științe economice, șef Direcției Generală de Dezvoltare Instituțională și Relații Externe, Comisia Națională a Pieței Financiare. Mulțumesc, toate actele. Stimați membri ai Consiliului, referenți și prezenți, dacă sunt întrebări la dosar față de Secretarul Științific al Consiliului, dacă nu sunt, atunci oferim cuvânt doctorandei, doamnele Tocenco, pentru a expune în timpul regulamentar principalele rezultate la care a ajuns pe parcursul laborării tezei de doctorat. Doamne Tocenco, de doriți, vă încadrați așa, plus minus 20-25 de minute. Bună ziua, stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru încălzarea cuvântului. Stimată asistență, stimați membri ai Consiliului, stimate doamne referenți oficiali, onorată asistență, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să prezint principalele rezultate ale cercetării efectuate în domeniul atractivității investiționale valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării economiei Republicii Moldova. Teza elaborată sub îndrumarea, cu îndrumarea doamnei profesor de Universitate Dr. Habilitat Rodica Hâncu. Aș vrea să menționez în primul rând că actualitatea și importanța temei de cercetare derivă din insuficiența permanentă a veniturilor bugetare și creșterea constantă a cheltuielilor, ceea ce determină majoritatea statelor lumii să identifice surse de finanțare suplimentare, în majoritatea cazurilor acestea reprezentând emisiunile de valori mobiliare de stat. De asemenea,
siguranța investițiilor, având în vedere că aceste titluri de stat sunt garantate integral de către guvern și însoțite de anumite avantaje financiare, cum ar fi scutiri de la anumit regim fiscal, dar și acordare diverselor bonusuri sub formă de dobânzi, acestea, de fapt, reprezentând o alternativă de investiții sigură în raport cu alte instrumente financiare. Nu în ultimul rând, actualitatea temei de cercetare constă inclusiv în utilizarea mijloacelor financiare obținute de pe urma plasării dinse pentru sprijinirea dezvoltării economiei țării, dar și acoperirea deficitului bugetar, precum și rambursarea de finanțare sau restructurarea angajamentelor de plată ale statului. Pentru realizarea cercetării date au fost formulate scopul, problema științifică importantă de soluționat, dar și ipoteza de cercetare, precum și obiectivele de cercetare, acestea fiind mai detaliate, reflectate în slide-urile ce urmează. Astfel, la obiectivul numărul 1, ca rezultat al dezvoltării și abordării teoretice a valorilor mobiliare de stat, am concluzionat că, din perspectiva finanțării economiei, valorile mobiliare de stat reprezintă pentru guvern una dintre principalele surse de finanțare, dar și un generator de cheltuieli, riscuri, motiv din care statul trebuie să asigure sustenabilitatea datoriei publice, astfel încât aceste emisiuni să se efectueze în condiții de costuri și riscuri minime pentru bugetul de stat. Totodată am concluzionat că, din perspectiva investițională, valorile mobiliare de stat reprezintă un instrument financiar utilizat atât ca instrument investițional, dar și în diverse scopuri, și anume de protejare contra riscurilor investiționale, în calitate de garant a tranzacțiilor financiare, ca instrument de referință pentru diverse instrumente financiare, precum și de către băncile centrale în calitate de instrument de politică monetară. Cu referire la cel de-al doilea obiectiv, analizând metodele existente de determinare a nivelului de dezvoltare a pieței interne valorilor mobiliare de stat, am ajuns la concluzia că elementele vitale ale pieței VMS, asupra cărora autoritățile unui stat trebuie să-și concentreze eforturile și atenția într-o dezvoltare acesteia, vizează următoarele elemente. Gama de investitori, eficiența și siguranța tranzacțiilor și a operațiunilor de decontare, lichiditatea pieței, precum și modul de impozitare al acestora. Ce ține de obiectivul numărul 3, analiza abordărilor teoretice ale conceptului de atractivitate investițională, dar și metodelor de măsurare existente la momentul actual în acest domeniu, mi-a permis să concluzionez că atractivitatea investițională a unui instrument financiar este un subiect mai puțin abordat și studiat, în special cel cu privire la valorile imobiliare de stat. Prin urmare, din materialele studiate, am conturat definiția conceptului de atractivitate investițională a valorilor imobiliare de stat în următorul mod. Aceasta reprezentând o totalitate a factorilor și condițiilor organizatorice, financiare și legislative ce determină investitorul în baza unor raționamente să-și păseze disponibilitățile financiare și economiile în valoare mobiliare de stat. În opinia mea, aceste elemente determinante ar fi grupate în patru categorii de componente, și anume. Prima ar fi accesibilitatea și infrastructura pieței, diversitatea valorilor mobiliare de stat oferite pe piață, beneficiile și avantajele financiare, precum și gestionarea riscurilor investitorilor. Realizarea celui de-al patrulea obiectiv și, respectiv, efectuarea diagnosticării situației actuale privind finanțarea economiei Republicii Moldova prin intermediul valorilor mobiliare de stat, dar și atractivității acestora, mi-a permis să concluzionez că atragerea și diversificarea gamei de investitori pe piața autohtonă este imperios necesară în realizarea căreia va contribui la creșterea capacității de finanțare a economiei de către stat. Cu privire la obiectivul numărul 5, analiza practicilor internaționale la tema de cercetare, m-a făcut să concluzionez că, în vederea asigurării necesarului de finanțare a economiei statelor analizate, și aici aș vrea să evidențiez că am selectat Brazilia, Canada, Turcia, România și Ungaria, astfel încât să, prin experiența acestor state, să poată fi identificate acele oportunități de preluare a celor mai bune practici și experiențe în domeniul valorilor mobiliare de stat în Republica Moldova. Astfel, pentru asigurarea finanțării necesităților guvernamentale ale acestor state, autoritățile din statele menționate se focusează pe realizarea unui șir de măsuri și acțiuni, și anume, aplicarea operațiunilor de management a datoriei, emiterea valorilor mobiliare de stat de tip benchmark,
precum și diversificarea gamei de investitori pe piață, aceasta de urmă fiind realizată printr-o serie de alte acțiuni. Aici aș vrea să menționez diverse programe de tail care funcționează în statele menționate. Acestea contribuind la creșterea accesibilității pieței valorilor mobiliare de stat pentru diverse categorii de investitori, realizarea conexiunilor între depozitarii naționali ai acestor țări, dar și depozitarii străini, lansarea instrumentelor noi pe piață, precum și acordarea diverselor scutiri și investiri de ordin fiscal. În rezultatul realizării obiectivului numărul 6, conform căruia am cercetat practicile naționale, la tema selectată am concluzionat că finanțarea preponderentă a economiei Republicii Moldova din contul bonurilor de trezorerie a generat o creștere a riscurilor de refinanțare și a costurilor de deservire a datoriei de stat. VMS-ul autohtonii se caracterizează prin introducerea începând cu anul 2021 a impozitului pe venit aferent dobânzilor ce derivă de deținere de valori mobiliare de stat, prin oportunități reduse de gestionare a riscurilor investitorilor, dar și printr-o diversitate relativ redusă a produselor oferite pe piață. În parte citind de obiectivul numărul 6, potrivit căruia am evaluat nivelul de dezvoltare al pieței interne valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova, în baza unei metodologii elaborate în comun de către organismele internaționale, ceea ce aș vrea să menționez Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, BERT și OCDE, am ajuns la concluzia, aplicând metodologia aceasta și evaluând efectiv în baza unui chestionar reflectat în ghidul acestor organisme, am determinat că nivelul de dezvoltare al pieței de mese din Republica Moldova este la etapa numărul 3 din cele 4 etape existente de dezvoltare, ceea ce presupune că aceasta este la un nivel emergent de dezvoltare. Nivelul emergent, conform metodologiei Băncii Mondiale, presupune că piața dispune de existența și funcționarea elementelor de bază ale pieței, urmând acestea să fie îmbunătățite într-o perfecționare acestea. Conform obiectivului numărul 8, în urma aplicării metodologiei adaptate asupra Republicii Moldova, ceea celor 5 state analizate, am concluzionat că nivelul de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova este unul redus, acesta înregistrând circa 2 puncte. Ceea ce presupune că titlurile emise pe piața autohtonă se caracterizează printr-o atractivitate redusă în comparație cu celelalte 5 state analizate. Țin să menționez că acest indicator obținut cumva se pliază pe indicatorul obținut pe componenta numărul 4 la etapa de dezvoltare a pieței de mesei și anume gama de investitori. Respectiv, cumva, prin metodologia adaptată de către autor, atractivitatea investițională se caracterizează cu același nivel ca și gama de investitori pe piața autohtonă. Cu referire la obiectivul numărul 9, care a constat în validarea și reflectarea interdependenței dintre atractivitatea investițională a valorilor mobiliare de stat și finanțarea economiei Republicii Moldova în baza modelului econometrice, aș vrea să menționez că am realizat acest lucru prin intermediul a două modele econometrice, testarea propriu-zisă fiind efectuată în două etape. Deci, la prima etapă am determinat impactul atractivității investiționale, determinat conform metodologiei adaptate și datelor existate în statul precedent, și incidența acesteia asupra volumului pieței de mese din Republica Moldova. Ca rezultat al testării efectuate prin modelul econometric elaborat, am determinat că creșterea cu 1% a atractivității investiționale a emisiei din Republica Moldova ar genera o creștere cu circa 3,7% a volumului pieței de emisiei interne. În cadrul celei de-a doua etapă, prin intermediul modelului econometric numărul 2, am testat modul de influență a volumului pieței de MSI asupra nivelului de finanțare a economiei, rezultatele arătând o creștere de cu circa 4,5% a modului de, nivelului de finanțare a economiei, dacă ar crește volumul pieței cu 1%. Respectiv, cifrele obținute au confirmat ipoteza stabilită pentru o cercetare selectată. În partea citinii de obiectivul numărul 10, vreau să menționez că cercetarea efectuată, practicile internaționale studiate, mi-au permis să generalizez relațiile dintre dezvoltarea pieței interne BMS a unui stat, atractivitatea investițională a acestor titluri, dar și modul de finanțare a economiei în condiții de sustenabilitate a datoriei de state interne,
a ajuns la concluzia că între aceste elemente prenotate există relații de interdependență și interconexiune, acestea influențându-se reciproc. Totodată, acest model, dar și practicile internaționale pe care le-am cercetat cu referire la statele analizate, mi-au permis să identific oportunitățile de creștere a activității investiționale a valorilor mobiliare de stat, în vederea asigurării creșterii nivelului de finanțare a economiei Republicii Moldova în condiții de sustenabilitate a datoriei de stat interne. Acestea fiind structurate pe cele patru elemente determinate identificate de autor, și anume accesibilitate și infrastructura pieței, diversitatea instrumentelor oferite pe piață, beneficiile și avantajele financiare, dar și modul de gestiune eficientă a riscurilor investiționale. Oportunitățile identificate mi-au permis formularea următoarelor recomandări. Printre cele mai importante aș vrea să menționez extinderea categoriilor de entități eligibile pentru calitate de dealer primar pe piața de emisiuni prin includerea societăților de investiții nebancare, care dețin licența pe piața de capital de categorie C, similar băncilor comerciale, dar și eventual entităților financiare străine. Am recomandarea adresată instituțiilor cu dreptul de intervenție pe piață, cum ar fi Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, dar și CNPF. O altă recomandare ar fi identificarea posibilităților și inițierea discuțiilor cu depozitarea de talie internațională în vederea stabilirii conexiunilor ce ar facilita tranzacțiile cu investitorii nerezidenți și respectiv a crește accesibilitatea pieței valorilor mobiliare de stat autohtone, recomandarea adresată de CEU și Ministerului și Băncii Naționale a Moldovei. O altă recomandare ar fi și asigurarea impulsionării tranzacțiilor cu valori mobiliare de stat pe piața reglementată a Republicii Moldova, cu, mă refer la bursa de valori, cu operarea după caz a amendamentelor legislative, astfel încât să se asigure obligații minime de cotare pentru dealer primar, după modelul existent la momentul actual, pentru piața secundară care se rulează cu suport infrastructurii de CEO. Printre recomandări aș vrea să evidențiez și examinarea de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, dar și Ministerul Muncii și Politicii Sociale, a oportunității de lansare și emitere pe piața internă a Republicii Moldova a valorilor mobiliare de tip green, dar și celor cu impact social. În opinia mea, această recomandare ar crește atractivitatea acestor titluri, atrăgând astfel noi categorii de investitori pe piață. De asemenea, o altă recomandare ar fi scutirea sau eventual reducerea de la plata impozitului pe venit a dobânzilor aferente deținerilor investitorilor ce derivă din valorile mobiliare de stat cu operarea amendamentelor legislative de rigoare. Precum și încă o recomandare pentru Ministerul Finanțelor ar fi examinarea oportunității de emitere a emisiei de benchmark în scopul asigurării sustenabilității datoriei de stat interne, astfel încât să asigure o finanțare cât mai sustenabilă a economiei naționale. Având în vedere acestea, aș vrea să menționez elementele de noutate științifică și originalitatea lucrării, acestea axându-se pe stabilirea elementelor determinante ale atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat, identificate de către autor. Și aici o să vă ceresc accesibilitatea și infrastructura pieței, diversitatea produselor, beneficiile și avantajele financiare, dar și modul de gestiune eficientă a riscurilor, evaluarea nivelului de dezvoltare a pieței interne de MSI din Republica Moldova după metodologia organismelor de dezvoltare internațională, adaptarea acestei metodologii de către autor în scopul determinării și evaluării nivelului de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat locale, determinarea în baza acestei metodologii a nivelului de atractivitate investițională a MSI emisii de către Guvernul RM, argumentarea prin intermediul a două modele economice elaborate de către autor, a interdependenței dintre atractivitatea investițională a titlurilor emise de către guvern și finanțarea economiei Republicii Moldova, elaborarea modelului de interconexiune dintre dezvoltarea nivelului de dezvoltare pieței de emisie din Republica Moldova, a atractivității acestea, dar și modul de finanțare a economiei în condiții de sustenabilitate a datoriei de stat interne, și, în ultimul rând, identificarea oportunităților de creștere a activității valorilor mobiliare de stat în baza modelului de relații de interconexiune elaborată, dar și a practicilor internaționale analizate. Totodată, aș vrea să menționez că aprobarea rezultatelor științifice s-a efectuat prin intermediul a 5 articole publicate în reviste editate la nivel național și internațional de domeniul economic,
precum și 10 articole prezentate în cadrul diverselor manifestări științifice, cum ar fi conferințe, simpozioane, organizate la nivel național, dar și internațional în domeniul economic. De asemenea, diseminarea rezultatelor obținute a fost efectuată în cadrul instituțiilor cu drept de intervenție și cu drept regulator pe piața de NSE, și anume mă refer și la Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională de Piețe Financiare, Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, dar și ASEAM, fapt confirmat prin certificate de implementare pe care le-am anexat la acesta elaborat. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, pentru expunerea succintă a conținutului și a rezultatelor principale și vă mulțumim încă și pentru faptul că v-ați încadrat perfect în limita de timp acordat. Da, doamna profesor, eu doar am vrut să aduc la cunoștința mult stimatei asistențe că acolo unde este ecranul, de fiecare dată trebuia să se vadă concluzia care corespunde cu obiectivul și ea nu se vede. Era textul, dar acoperit cu acest ecran. Deci toți cei prezenți să știți că Ana a construit cuvântarea sa, iată obiectiv și pe partea dreaptă concluzia. Iată așa vă mulțumesc, că de fiecare dată se putea compara. Da, noi am înțeles și am urmărit că concluziile date să fie aceleași ca în rezumat și în teză. Așa că coincis. Nu aveți ordine, emoții la acest capitol. Da, eu mult ați străduit la această structură. Mulțumesc. Da, noi am remarcat și probabil o să menționăm și despre forma prezentării. Dar nu înainte, ca să deschidem acum așa platforma noastră pentru întrebări, dacă au apărut detalii, dacă au apărut și trebuie concretizate la cineva. Vă rog mult, ne-am preconsiliului și referenței, pot și cei din sală, pot oricine să adreseze întrebări. Spațiu, domn președinte, spați să adreseze întrebare. Cu siguranță, doamna profesor Băncelă, vă rog. Deci, iată, dumneavoastră ați luat drept bază de comparație în șir de state, Brazilia, Canada, Ungaria și mai departe. Deci, ce v-a determinat să aplicați metodologia Băncii Mondiale asupra acestor state și de ce anume aceste state le-ați luat drept bază de comparație, deoarece Moldova e pe continentul european, Brazilia cu tot în altă parte și Canada cu tot în altă parte, alte continente. Deci, de ce anume aceste state le-ați selectat? Vă mulțumesc pentru întrebare, doamna profesor. Într-adevăr, la o primă variantă, statele sunt destul de variate, dar au un lucru în comun, dorința și măsurile și tendința, mai bine aș spune, de întreprinderea măsurilor de dezvoltare pieței de emisii, indiferent de raționamentele care le marchează să facă acest lucru. Deci, dacă Canada este un stat care are o necesitate de finanțare, să spun eu, mai mic acoperit decât prin prisma valorilor mobiliare de stat, aceasta oricum este cointeresată în dezvoltarea pieței, astfel încât să asigure atractivitatea titlurilor și să asigure jucătorii profesioniști și instituționali pe piață. Dacă ar fi să mă refer nemijlocit la modul de selectare a țărilor, în primul rând am reieșit din principiul de vecinătate, de asta am ales România și Turcia, cumva sunt stări mai aproape de noi. Ungaria am selectat-o pentru că are o componentă a pieței de emisii de tăieri foarte dezvoltată. Circa 30% din necesarul de finanțare al Ungariei este acoperit din contul investițiilor pasate de către populație. Și având în vedere tendințele noastre actuale și platforma pe care Ministerul Finanțelor intenționează anul acesta să o lanseze, spre acest obiectiv mergem și noi, ca să extindem piața și să facem cât mai atractivă pentru investitorii de tăiel. Brazilia am selectat-o având în vedere că face parte din grupul BRICS, cunoscut prin tendințele lor în materie de investiții. Cam acestea pot. Dar mai tați, mai era o întrebare cu referire la modul de aplicare a metodologiei. Da, da, spus. Deci eu am aplicat, de fapt, metodologia adaptată. În baza metodologiei Băncii Mondiale am adaptat-o pentru ca să determină atractivitatea și ulterior am aplicat-o atât Republicii Moldova cât și acestor 5 state.
Pentru că, având în vedere că am studiat practica lor și am determinat specificul pieței lor, am vrut să văd cum o să arăt chiar și în cifre comparabile pe tot. Da. De asta și am aplicat inclusiv acestor statelor internaționale. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Doamne, te nu știu să adresați întrebări, da? Un obiectiv al stimată doamnă Petrăcean, că ați avut o prestație foarte bună. Am uitat să menționez acest lucru până a da întrebarea. Felicitări! O întrebare referitoare la atractivitatea, metoda de măsurare a atractivității misionale a DMS-urilor și o mică precizare care aș vrea să o ascult în slide-ul, în primele slide-uri. Dumneavoastră ați spus că ați aplicat, deci ați cercetat și ați făcut ulterior și un calcul atractivității, aveți calculat. Am vrut să vă întreb ce se bazează, deci care sunt da, aici, da. Cum ați calculat atractivitatea investițională a DMS-urilor? Vă mulțumesc pentru întrebare. Și ulterior precizabile însă. Vă mulțumesc pentru întrebare. Deci, după cum am menționat, modul de determinare a nivelului de atractivitate s-a efectuat prin metodologia pe care am adoptat-o în baza metodologiei Băncii Mondiale. Deci, efectiv, modul de calcul l-am preluat din metodologia Băncii Mondiale și anume, factorii care cel esențial care influențează. Deci am elaborat un chestionar bazat pe o serie de indicatori grupați pe cele patru elemente determinante. Și aici mă refer la accesibilitate și infrastructura pieței și aici am selectat. Mi-am stabilit ca indicatori, având ca bază indicații și orientări organizațiilor internaționale, dacă țara asigură un tratament echitabil și un acces nediscriminatoriu tuturor investitorilor pe piață, dacă statul asigură sau dispune de conexiuni cu alți depozitari sau cu alte infrastructuri ale pieței financiare, astfel încât să faciliteze inclusiv accesul investitorilor străini. Deci vreau să zic că indicatorii sunt calitativi, exact după cum prevedea și metodologia Băncii Mondiale, pentru că nivelul de atractivitate, cu toate că aș vrea să menționez că, de fapt, metodologia Băncii Mondiale are și indicatorii cantitativi, cum ar fi ponderea investitorilor retail în totalul pieței DMS sau ponderea instrumentelor cu scadențe de peste 50 de ani. Dar nu am selectat astfel de indicatori, întrucât nu vorbim de piață pe ansamblu, dar nimeni despre atractivitate și aici vorbim doar de elementele care determină investitorul să-și paseze investițiile, dar nu ne referim la piață în general. Să înțeleg că sunt și indicatori identificați de dumneavoastră. Da, deci eu am analizat, de fapt, ele sunt două metodologii de determinare nivelului de dezvoltare, l-am reflectat pe cel al Băncii Mondiale pentru că este unul mult mai complex, include mult mai mulți indicatori și ghidul este unul, așa să zic, solid, da. Totodată este și în organizațiile din domeniul ASEAN-3, la fel au și metodologii de determinare nivelul de dezvoltare, dar este unul mai simplist, cu toate că am găsit indicatori care se interfează. Aici mă refer la Camera de Investitori, modul de evaluare a pieței secundare, dar și regimul fiscal aplicat. Da. M-am referit anume la acest indicator care este și o mică precizare. Finanțarea economiei prin emisiunea de DMS-uri, da? Da, să înțeleg. Da. 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 Finanțarea s-a luat strict contribuția emisiunilor nete. Nu, este scris. Da. Dacă îmi permiteți să completez întrebarea. Deci am văzut în anex să aveți prezentat acest chestionar. Vreau să întreb cine a răspuns la acest chestionar. Deci este evaluarea dumneavoastră personală sau a fost făcut un mic sondaj printre alții care pot fi potențiali investitori? Răspunsul la chestionar a fost efectuat de către mine personal, având la bază toate rapoartele în domeniul a Ministerului Finanțelor, a Băncii Naționale Moldovei, a Depozitarului Central Unic, precum și inclusiv discutate cu aceste instituții. Deci rezultatele după îndeplinirea chestionarului au fost inclusiv discutate cu autorități. Deci este opinia personală din perspectiva cealaltă bariere, nu din perspectiva investitorului. Da, cu toate că o să duc un argument aici, da?
Indicatorii sunt de așa gen că informația dispusă este doar un indicator regulator, de exemplu care este ponderea investitorilor retail sau investitorilor străini în total pieții UVC și asta chiar nu puteam să aflu cu cineva din investitori, mai ales că rapoartele Ministerului Finanțelor cuprind cumva o structură mai modestă, axându-se doar pe categorie de investitori bancari, non-bancari. Nu vine cu ceva de trăieri mai multe pe domeniul non-bancar. De asta și am simțit necesitatea să discut cu autoritățile nivelului. Vă mulțumim, doamna Potenko. Atractivitatea investițională este un concept multidimensional. De regulă, conceptele multidimensionale sunt necesită metode complexe de evaluare. Dumneavoastră ați aplicat o modalitate originală din punctul meu de vedere de evaluare a atractivității investiționale și eu aș vrea să vă întreb de ce ați ales anume această metodă și de ce era nevoie să mai evaluați și nivelul dezvoltare a pieței valorilor mobiliare în statele Republica Moldova, aplicând metodologia pe nici mondială. Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, puteam să nu... Mai multe discuții am avut la subiectul ăsta cu dezvoltare și cu evaluarea nivelului, dar știți, analizând ghidul Băncii Mondiale, dar și multitudinea de note analitice și studii la subiectul ăsta, am văzut că de aici cumva și-am identificat și interdependența asta dintre atractivitate și nivelul de dezvoltare, pentru că fără un anumit nivel de dezvoltare a pieței, nu este statul capabil să-și atragă investitori. Mai mult ca atât, conform orientărilor date de Banca Mondială către statele care își asigură managementul datoriei de stat interne, dumnealor vin cu un set de recomandări expresie asupra ce trebuie să se orienteze autoritățile în dependență de nivelul de dezvoltare al pieței. Spre exemplu, dacă piața este la nivelul 2 de dezvoltare, atunci ea urmează să meargă pe un anumit set de măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Și aplicând, de asta am vrut să aflu nivelul de dezvoltare mai întâi, astfel încât să mă asigur, de fapt, și să fiu în corelație și în consonanță cu toate documentele de politici naționale și să demonstrez faptul că acele măsuri și acele propuneri pe care le-am dat pentru creșterea atractivității, ele, de fapt, sunt binevenite și sunt în corespundere cu nivelul de dezvoltare al țării. Deci nu venim cu niște măsuri care nu sunt proprii pentru Republica Moldova sau țin pentru aplicarea unui stat care, de exemplu, ar fi la un nivel mult mai avansat de dezvoltare decât suntem noi la momentul actual. Nivel de dezvoltare a pieței. Nu spunea țării, pieței. Dar de ce totuși ați ales această metodă? Eu am văzut în anexe dumneavoastră aveți făcute sintezele metodilor. Ce am pe această? Într-adevăr, analizând metodele de măsurare a atractivității investiționale, știți, am observat că prioritatea se axează pe obiecte de investiții, cum ar fi fie o companie, o întreprindere, o entitate comercială sau o țară, o regiune, iar setul de indicatori care erau expuși pentru determinarea atractivității, nu îi puteam aplica. Erau improprii pentru piața de emisie, pentru că vizează aspectul guvernamental, este vorba de stat integral și de asta nu am putut să... Erau improprii pentru valori imobiliare de stat. Dar, analizând metodologia Băncii Mondiale și, cum vă spuneam, încă o metodologie am reflectat în capitolul 1.1, cea din continentul asiatic, am văzut că anumite elemente ale componentelor de dezvoltare, așa să zic, ce mă refer aici în mijlocet la gama de investitori, vizează în speță modul de atragere a investitorilor. Și respectiv asta a fost mult mai aproape de cercetarea pe care am subiectat-o. Și mai am o mică întrebare. Dumneavoastră ați menționat în lucrare că băncile, în majoritatea țărilor lumii, sunt cei mai mari investitori în valori imobiliare de stat. Cum considerați? Ce anume așa? În primul rând, cred că pentru faptul că acestea dispun de economiile pe care le atrag de la deponenți, deci acestea efectiv au capacitatea financiară necesară să intervină pe piața de emisie și să asigure statul cu resursele financiare necesare. Totodată, cred că un moment ar fi aici și faptul că de-a lungul timpului, cumva, atât
atât băncile cât și companiile de asigurări, poate dintr-o măsură mai mică, dat fiind nivelul de dezvoltare de acestora mai redus în diverse state, au fost cumva impuse de către stat să asigure ce este necesar de finanțare prin faptul că au diverse indicatori dictați de către regulator, și aici mă refer la Banca Națională, dacă ar fi băncile, care obligă să mențină sau să-și asigure rezervele în active cu grad scăzut de risc. Și după cum se cunoaște, valorile imobiliare reprezintă unul dintre cele mai sigure investiții. Sunteți... Da. Sunteți făcută de răspuns? Da, mulțumesc. Eu tot încerc să pun o întrebare și de fiecare dată spunește, completez alte întrebări. Și unul din elementele de atractivitate, da, momentul în care noi vorbim despre atractivitate pentru investitori, este lichiditatea pe care dumneavoastră a cercetat-o foarte bine și vreau să punctez acest moment. Și alta este profitabilitatea valorii sau dobânda în cazul nostru. Dacă vorbim despre aspectul că băncile sunt unice care vin pe cadileri primari și ei până la urmă forțează statul sau ei impun această dobândă prin modalitatea de negociere a prețului de vânzare, problema cea mare este când noi ne uităm la atractivitate, Banca Mondială are un indicator care se numește premium risk, care face diferența dintre rata de dobândă practicată pe piață medie la credite minus rata de dobândă la valorile imobiliare de stat. Ultimii 2 ani de zile de raportare este negativă. Practic, în alte țări nu se vede unde dobândă la valorile imobiliare de stat este mai mare decât rata de dobândă la credite. Deci noi vorbim despre o problemă foarte mare în finanțarea economiei. Și aici vreau să vă întreb din materialul studiat al dumneavoastră. Cum considerați care sunt carențele că într-un moment dat statul este impus să plătească mai mult decât dobânda medie pe piață? Și cum vedeți dumneavoastră posibilitățile, dacă, sau poate să fie și o temă de cercetare nouă, ca să nu se mai întâmple acest lucru când statul de fapt își asumă riscul de instabilitate macroeconomică prin incorporată în dobândă? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru o întrebare. Deci, cu referire la carențele în diferența aceasta de rata dobânzii, aș vrea să menționez că, într-adevăr, după norme, dar nu doar în Republica Moldova, în majoritatea statelor, investitorul este cel care dictează prețul pe piață. Și asta este o chestie normală. Sunt condițiile pieței. Dar, în opinia mea, această situație foarte mult depinde de categorii de investitori prezenți pe piață. Da? Pentru că dacă avem o categorie de investitori de un singur profil de risc, cum ar fi, de exemplu, băncile, care de regulă investesc pe termen scurt, având în vedere, cred eu, că și structura depozitelor, pentru că din analizele pe care am efectuat, majoritatea depunerilor sistemului bancar sunt pe termen scurt, de asta el nici nu pot să investească pe termen lung. Dacă ar fi investitori cu diverse profiluri de risc, cum ar fi companii de asigurări, care asigură produse de asigurare de viață pe termen de la 20 de ani în sus, eu cred că această problemă s-a soluționat, întrucât, având în vedere că chiar și în prezent la noi, Ministerul Finanțelor, nu acceptă toate ofertele de preț, doar cele care sunt în anumiți parametri, astfel încât să asigure o finanțare sustenabilă, aș spune eu, cu costuri și riscuri de finanțare reduse. Acest fapt ar permite o influențare sau o calibrare, aș spune eu, mai puternică a ratei dobânzii. Dar atâta timp cât suntem dependenți de o singură categorie de investitori, întotdeauna o să fim forțați să acceptăm ceea ce ni se dea fără ca să avem loc de... Da, sunt de acord, dar dacă te uiți de peste gard, așa, să fac cineva analiza de toată tema atractivității pe dimensional, când te uiți la indicatorul negativ, deodată înțelegi cât e de atractiv. Da, vă mulțumesc. Doamna Bucuciuc, asta a fost completare sau o întrebare care ați vrut să... Nu, e completare. Sunt satisfăcută de răspuns. Într-adevăr, diversificarea cererii ar fi un element și dumneavoastră, într-o oarecare măsură, ați încercat să puneți accentul pe partea retail, dar mi se pare că și în momentul când vorbim despre piața dealerilor primare, ar trebui să apară ca să fie o luptă concurențială, nu dictează sistemul bancar. Mulțumesc. Dar întrebarea care ați vrut să o dați, nu mai dați, da? Am dat-o. Ați completat și ați dat și întrebarea. Ok. Din două completări aveți o întrebare. Așa. Doamna Dragomir, văd că doriți să interveniți, vă ofer cuvântul. Dacă se poate
Deci o temă foarte interesantă și vreau să spun și eu două lucruri. Dumneavoastră ați efectuat analiza emisiilor din Republica Moldova în comparație cu alte state, dar în comparație cu alte instrumente financiare. Ați încercat să faceți analiză? Știți, pentru inițial, când am început cercetarea, asta era primul gând. Să analizez valoarea imobiliare de stat în raport cu depozitele bancare, dar m-a oprit modul de garantare a acestor două instrumente. Deci atâta timp cât statul integrează investițiile în valoarea imobiliare de stat integral, iar depozitele bancare sunt, cu toate că noi, Republica Moldova, în ultima perioadă s-au făcut reforme substanțiale, așa spun eu, în materia dată, de curând, în octombrie 2023, a intrat în vigoare noua lege pe garantare depozitelor, prin care plafonul s-a majorat de la 50.000 la 100.000 de lei anului la depozitelor bancare, dar acest fapt, oricum, nu asigură aceeași siguranță a investițiilor, precum asigură valorile imobiliare de stat. De asta am examinat oportunitatea, chiar am câteva informații cu analiza chiar nivelul de profitabilitate, rata dobândă pe fiecare. Și apropo, dacă mă întrebați, aș vrea să continui să spun de careva constatări efectuate pe baza primilor cercetări, în situații de necesități mai stringente, aș spune eu, de finanțarea statului, întotdeauna rata dobânzii la valori imobiliare de stat, cum este și normal dacă investitorul dictează prețul, sunt mult mai mari decât rata dobânzii. Ceea ce iarăși demonstrează necesitatea de diversificare a categoriilor de investitori pe piață. Am întrebări, dacă mai sunt, stimați colegi? Bună ziua, dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să adresez o întrebare. În primul rând, dați-mi voie să mă prezint, sunt Cornelia Palomare de la Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare, însă până am început activitatea la Depozitarul Central Unic, am activat la Banca Națională a Moldovei, am fost în departamentul operațiunii de piață, și deci am lucrat nemijlocit începând cu anul 1996, deci când am venit la Banca Națională, piața valorilor imobiliare de stat se lansase în anul 1995, așa că m-am implicat și am lucrat pe parcursul la mai mult de 30 de ani de zile, deja cum se vede, am lucrat pe această piață. Așa că tema abordată în teza doamnei Lichicencu o consider foarte importantă, foarte interesantă pentru mine și într-un fel analiza prezentată de dumneavoastră o primesc într-un mod personal, deci ca o analiză activității mele profesionale, deoarece contribuția mea este foarte directă la dezvoltarea acestei piețe și destul de semnificativă. Eu, fiind pe partea de practică, barierele acestea, deci eu aș avea o întrebare referitoare la una de recomandările expuse de dumneavoastră, deci referitor la emisiunea obligațiunilor indexate. Nu am mai găsit-o în lista recomandărilor pe ecran, însă aici, în broșură, deci ea este indicată. Și aș vrea să întreb, mai este recomandare relevantă? Da. Și care este argumentarea care a condus, deci, să faceți așa o recomandare? Mai ales, deci, în contextul conjuncturii economice din ultimii ani și când inflația, știm că a zburat, dar la cifre uluitoare, din punct de vedere al emitentului, deci deținerea unei datorii la rată variabilă, cât este de pertinent, de rezonabil, de sustenabil? Eu mulțumesc pentru întrebare. Da, recomandarea este cu numărul 4, pe slide-ul. Doar că nu am vociferat-o, dar ea, de fapt, era și în prezentare. Cu BMS indexate. Eu am analizat practica internațională
Am chiar, să zic așa, dinamica portofoliului VNSE indexate pe unele dintre statele analizate, pentru că nu toate au acest tip de instrument. Mai mult ca atât, conform unui raport al Băncii Europene Centrale, aceștia prezintă viziunea lor spunând, mai bine spus, o retrospectivă a statelor care țin astfel de instrumente, indicând că nu este indicat un anumit regim de inflație pentru emiterea unor astfel de titluri. Deci, dacă vedem experiența internațională, sunt unele state care au introdus astfel de titluri în perioade de rate a inflației foarte înalte, și sunt state când au introdus astfel de titluri în perioade când inflația era în limitele acceptabilului și nu generau careva riscuri. Eu am venit cu recomandarea dată, având în vedere că la etapa când finalizam cercetarea, rata inflației deja cobora după datele Băncii Naționale. De asta cumva și am scris, nu expres, dar cumva examinarea oportunității de către autoritățile lansării, pentru că sunt super convinsă că aceasta ar contribui într-o anumită măsură la atragerea investitorilor pe piață, întrucât aceștia se vor simți mai protejați de riscul inflației, pentru că ăsta este unul din principalele riscuri investitorilor. Dar după cum este experiența, chiar și Republicii Moldova, aș vrea să menționez că în ultimii ani au fost introduse două noi linii, mai bine spus, de scădințe de VSE, și aici mă refer la cele de 7 ani și de 10 ani. Și iată, pe măsură ce cererea era mult mai redusă, Ministerul a încetat expunerea spre pasarea acestor titluri. Deci, de asta cumva și am venit cu anumite recomandări ca să examineze autoritățile oportunitatea, pentru că ar contribui la creșterea atractivității. Dar sunt conștientă de riscuri în cazul în care ar fi o rată inflației la cotele care erau în anul 2020 și implicațiile pe care acestea le-ar putea aduce bugetului de stat. În 22 chiar? 22, ce spui. Da, în 22. Da, okay. La pensionari toți le scrie că trebuie să ajusteze, să indexeze pensiile la rata inflației și nu s-a ajustat. Așa că și aici tot așa. Nu, datorită ponderii în alte a valorilor mobiliare pe termen scurt, de fapt rata inflației se reflectă în dobândă, pentru că imediat începe a crește rata de dobândă pe termen scurt. De aceea, în contextul ăsta, indexat ar fi bine să fie obligațiune, cele care sunt pe termen lung, care se, și o să vă permit atunci să creșteți ponderea de valori mobiliare pe termen lung, comparativ cu cele pe termen scurt, care sunt foarte complicate pentru a fi refinanțate. Fiecare dată vă impun rata de dobând, nu sunt necesitate refinanțate. Da, stimați colegi, ultima întrebare, concretizare, probabil, dacă așa mă uit, dacă nu mai sunt doritori. Dumneavoastră ați făcut o incursiune foarte mare, interesantă, așa, o polemică foarte bună cu deci, literatura de specialitate, cu specialiștii care au avut studii anterioare în domeniu. Și ați ajuns urmare și celor două modele pe care le-ați elaborat și le-ați implementat la anumite concluzii, recomandări. Și cum este corelează ceea ce a spus dumneavoastră cu experiențele pe care le-ați învățat, având în vedere tot timpul abordările este contradictorii dintre impactul deficitului bugetar și a finanțării asupra creșterii economice. Am mulțumesc pentru întrebare, domnul președinte. Într-adevăr, analiza materialului la subiectul cercetat m-a făcut să împart cumva opiniile în două tabe. Cineva era de părerea că este bine o finanțare economiei prin intermediul instrumentul de datorie publică aducând anumite argumente, iar altele nu. Eu, ca rezultat al cercetării efectuate, cumva mă raliez la opinia acelor cercetători care consideră că o finanțare a economiei prin intermediul instrumentelor de datorie publică în condiții de asigurare a sustenabilității acestei datorii cu examinarea și asigurarea unei gestiuni foarte prudente din partea statului a riscurilor, inclusiv cel de finanțare, care este cel care reprezintă cel mai mare impact asupra bugetului de stat, este un lucru benefic care permite statului să finanțeze diverse acțiuni și măsuri de ce ar permite dezvoltarea economiei, dar și să asigure realizarea tuturor măsurilor planificate în documentele de politici bugetare. Ca riscuri, dacă îmi permiteți că ați menționat de riscuri, aș vrea să menționez că dacă
De asta, cumva, recomandările mele și vin să asigure inclusiv reducerea riscului de refinanțare a statului pe dimensiunea dată. Da, vă mulțumesc. În altă esență, dacă ne permiteți, mergem atât și mai departe. Da. Cred că mi-a convins că este un bun cunoscător în domeniul temei cercetate. Da. Vreau să ofer dumneavoastră, doamne Plocincova, vă rog loc până în altă. Vreau să ofer cuvânt doamnei secretar științific Angelei Timuș pentru a ne aduce la cunoștință cum au derulat procedurile anterioare, avizele seminarului științific de profil, nota informativă CNA, ANACEC astăzi, eventual dacă au mai parvenit alte avize la tema care este concluzia lor. Și pe asta o să oferim cuvânt doctorandii să ne răspundă. Onorată asistență, evident că această lucrare științifică a avut un parcurs conform regulamentului încadrat în anumite prezentări la nivel de departamente, seminarii științifice. Da, foarte riguros, sunt de acord, în care a fost evident prezentate pentru îmbunătățirea și creșterea valorii anumite recomandări. Deci, în cadrul Departamentului Investiții și Activitate Bancară, a fost înaintate recomandări cu privire la redactare tezei, precizarea noutății științifice. Poate nu le citesc toate, pentru că, de fapt, este un act prin care acestea sunt scrise, deci semnat că a fost îndeplinite, dar ca concluzie a departamentului a fost că teza este recomandată pentru susținere publică în seminarul științific de profil. Respectiv, în seminarul științific de profil, în hotărârii, iarăși sunt menționate anumite recomandări care țin de reformularea ipotezei, revizuirea obiectivelor, reformularea unor elemente de noutate științifică, reformatarea capitolilor și paragrafelor, revizuire, iarăși, a capitolului 2. Deci, iarăși, un șir de recomandări. Important nu este că doctoranda... Dar este documentul care reflectă modul în care doctoranda a făcut modificări, a reacționat la aceste recomandări și observații. Din partea NACEC-ului a parvenit doar o observație, o recomandare, care ține de ipoteza formulată la pagina 15, că ea nu este suficient inovativă și este necesar de adus anumite argumente suplimentare. Doctoranda, în cadrul ședinței preliminare, a răspuns și la această observație. Deci, da. Acestea cam au fost de ordine general. Da, stimați colegi, noi confirmăm că cadrul ședinței ad hoc, care am avut-o preliminare pentru stabilirea datei ședinței, aprobarea publicării deja tezei în variant final și a rezumatului, nota informativă a fost verificată cum a fost îndeplinită. Doamne Litocincu, dacă aveți acum ceva obiecții sau să ne informați cum ați luat în considerare ce au fost la ședințele anterioare, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci, cu referire la recomandarea care a venit de la ANACEC, aș vrea să menționez că am completat-o cu acele elemente determinante pe care le-am identificat ca fiind aferente atractivității investiționare a valorilor mobiliare de stat, mai ales că în urma adaptării metodologiei Băncii Mondiale am obținut un set de indicatori pe aceste elemente determinante pe care le-am inclus în prima etapă de testare a ipotezei științifice. De asta am completat ipoteza cu elementele de noutate aferente, chiar nemijlocit utilizate.
Vă mulțumim mult. În continuare, îi oferim cuvânt conducătorului științific al doctorandului, doamnei profesor universitar, doctor habilitat Rodica Huncu. Cum doriți, doamna profesor, de pe loc? De pe loc, dacă se poate. Da. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, stimați invitați, dragă doctorandă, vreau să zic că o cunosc pe Ana de aproape sau peste 12 ani și dacă ar fi să fac acum o caracteristică a dumneaei, aș avea multe lucruri bune de spus, dar pentru că timpul este mereu limitat, mi-am schițat câteva elemente conform cărora aș putea să-i fac o scurtă caracteristică, pentru că aceasta se cere acum de la mine, fără a interveni în ceea ce înseamnă teză și cercetare propriu-zisă. Deci, în intenție de a o caracteriza pe doamna Ana Litocencu, v-aș comunica că a intrat la doctorat în anul 2014, după absolvirea școlii masterale din cadrul ASEM, având la acel moment o experiență de activitate în cadrul Ministerului Finanțelor de circa 2 ani. Intenția de continuare a studiilor la ciclu 3 a fost determinată de dorința de a se perfecționa ca specialist și expert în domeniu prin dezvoltarea abilităților profesionale. De-a lungul activității sale în cadrul Ministerului Finanțelor, doamna Litocencu a fost promovată în diverse funcții tangențiale pieței financiare, de la consultant în anul 2013, la șef direcție reglementare a sectorului financiar în prezent. Ori aceste avansări în cariera sa i-au solicitat maximum de efort, concentrare, timp. Cunoscând-o pe pretendentă la titlul științific de doctor în științe economice în mai multe ipostaze, ca masterandă, ca doctorandă, ca colegă la Ministerul de Ramură, am descoperit că Ana este o persoană integră, onestă, perseverentă cu cei 7 ani de acasă. Și o salut pe această cale și pe mămica dumneai care este prezentă în sală. Aceste calități au ajutat să comunice eficient cu persoane din mediul academic, să participe la diferite conferințe, să publice numeroase articole științifice, circa 60 în total, din care 15 la actuala tema tezei de doctor. Responsabilitatea și sârguința pretendentei au fost menționate prin diplome de onoare ale Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova în anii 2014-19, a Guvernului Republicii Moldova în anul 2021. Experiența profesională acumulată, dar și numeroasele cursuri de perfecționare în domeniul financiar desfășurate în Japonia, Irlanda, Austria, Cehia, Slovenia, România, au contribuit la extinderea viziunilor sale științifice și au ajutat-o pe doamna Litocencu să finalizeze cu succes cercetarea. Chiar dacă, pe parcursul celor 10 ani de cercetare, cu care va întrerupe în legătură cu nașterea celor doi copii din familie, a fost nevoită la un moment dat sub impactul problematicii care se modifica și se făcea resimțită mai pregnant în economia națională, să-și modifice și tema tezei. Perioada de activitate comună în cadrul cercetării îmi oferă astăzi plăcută posibilitate să afirm că doamna Ana Litocencu i-a reușit să devină un cercetător perseverent, insistent și format. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Și eu mulțumesc pe Ana că a fost atât de insistentă și am reușit împreună să finalizăm această cercetare. Vă mulțumim mult, doamna profesor, pentru caracteristica doctorandei. Acum o să dau posibilitatea, o să mergem în ordine acum să menționați în rezumat. Să dăm posibilitatea referenților să se expună. Aceștia sunt, de fapt, referii de bază astăzi la ședința noastră. Doamna profesor, doctor habilitat, Natalia Băncilă. Onorată asistență, cu permisiunea noastră, deci o să dau citirea avizului, recenziei sau avizului asupra tezei de doctor în economie elaborată de doamna Litocencu Ana. Deci vreau să menționez că într-adevăr a fost o lucrare foarte muncită, foarte, deci, cu o muncă perseverentă împreună cu conducătoarea și mi-a dus chiar am o plăcere să fac cunoștință cu această lucrare, să o studiez și în rezultatul acestui studiu am elaborat avizul respectiv. Deci vreau să, sub acest aspect vreau să menționez următoarele.
Deci, privind baza teoretică a tezei, care include analiza situației în domeniu, fundamentarea teoretică, problemele formulate, voi menționa că în majoritatea statelor lumii, inclusiv Republica Moldova, mijloacele bănești obținute din plasarea valorilor mobiliare de stat sunt utilizate pentru sprijinirea dezvoltării economiei țării și activității investiționale, promovarea exporturilor, crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor sociale și ecologice în țară, lichidarea consecințelor, calamităților naturale și ale altor situații excepționale. Totodată, resursele financiare obținute din plasarea valorilor mobiliare de stat pot și sunt utilizate inclusiv în scopul rambursării, refinanțării și restructurării obligațiilor externe de plată ale statului și a garanțiilor acordate de către acestea, precum și în scopul finanțării deficitului bugetar și acoperirii necesităților decalajului temporar de casă al bugetului de stat. Astfel, valorile mobiliare de stat se dovedesc a fi un instrument important aflat la dispoziția statului, prin intermediul căruia acesta își poate asigura necesarul de finanțare. În același timp, având în vedere garantarea integrală a plasamentelor investitorilor efectuate prin intermediul acestor titluri, valorile mobiliare de stat se dovedesc a fi importante instrumente de investiții în majoritatea statelor din întreaga lume. Piața valorilor mobiliare de stat reprezentând cea mai mare piață de obligațiuni. În acest context, deci piața valorilor mobiliare de stat reprezintă un punct de interes major pentru multe state, inclusiv și pentru Republica Moldova. Autoritățile responsabile planificând în diverse documente de politici măsuri de îmbunătățire a modului de organizare, funcționare și dezvoltare a pieței valorilor mobiliare de stat. Aceste măsuri sunt focusate sau cu precădere pe adaptarea strategiilor de emitere a valorilor mobiliare de stat pe piața internă, în dependență de preferințele și necesitățile investiționale ale investitorilor, în vederea creșterii atractivității acestui instrument financiar. Având în vedere acestea, consider că problematica abordată în cadrul temei de cercetare, și anume atractivitatea investițională a valorilor mobiliare de stat și finanțarea economiei Republicii Moldova, prin intermediul cărora este, prin intermediul acestora, este una actuală și necesită a fi studiată. Având un vast teren de cercetare, autoarea e reușit să îmbine într-un mod abil valorile mobiliare de stat, atât din perspectiva statului, în calitate de emitent al acestora, cât și din perspectiva investitorilor, asigurând o abordare echilibrată a acestora. Astfel, ca rezultat al analizei situației actuale în domeniu, pretendenta a formulat reușit problema științifică importantă de soluționat, care a constat în identificarea oportunităților de creștere a atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat, în scopul asigurării finanțării economiei Republicii Moldova, în condiții de sustenabilitate a datoriei de state interne. Într-o soluționare acestei probleme a fost stabilit scopul cercetării, care constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice privind valorile mobiliare de stat și argumentarea necesității de creștere a atractivității investiționale a acestora din perspectiva asigurării finanțării economiei Republicii Moldova, ori în literatura de specialitate și mai cu seamă în cea autohtonă, se resimte insuficiența tratării acestor probleme. Pentru a-și realiza scopul propus, autoarea a formulat 10 obiective de cercetare, printre care cele ce țin de dezvoltarea abordărilor teoretice ale valorilor mobiliare de stat, din perspectiva finanțării economiei și din perspectiva investițională. Totodată a fost definit conceptul de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat și identificarea metodelor de măsurare a acesteia. A fost efectuată analiza practicilor naționale și internaționale privind finanțarea economiei din contul valorilor mobiliare de stat și măsurile întreprinse în scopul asigurării atractivității investiționale a acestora.
Este de menționat că pentru realizarea obiectivelor cercetării prestabilite a fost utilizat un impunător suport teoretic, informațional și metodologic, fapt ce a permis autoarei tezei să-și realizeze obiectivele cercetării, atât din punct de vedere teoretic cât și practic, dar totodată să structureze și să expună conținutul tezei într-un mod relevant și consistent. Următoarea poziție, deci inovația și originalitatea științifică. Deci, noutatea și originalitatea științifică a tezei de doctorat se poate releva din aportul autoarei la dezvoltarea conceptului de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat, prin identificarea elementelor determinante ale acesteia, accesibilitatea și infrastructura pieței, diversitatea valorilor mobiliare de stat, beneficiile și avantajele financiare aferente acestora, oportunitățile de gestionare eficientă a riscurilor investiționale. Totodată, aplicând metodologia comună a Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, bazată pe un set de întrebări și indicatori, ce iau forma unui chestionar, autoarea tezii realizează în premieră pentru Republica Moldova o evaluare a nivelului de dezvoltare a pieței interne a valorilor mobiliare de stat, în urma evaluării determinând că aceasta este la etapa de dezvoltare emergentă. Merită atenție și elaborarea de către autoare ca rezultat al cercetării efectuate a unui model de relații de interconexiune dintre dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat, atractivitatea investițională a acestora și finanțarea economiei, în condiții de sustenabilitate a datoriei de stat interne, arătând sub formă grafică la pagina 117 din lucrare relațiile dintre aceste elemente. În același timp, teza de doctorat conține și alte contribuții științifice importante ale autoarei, care ar putea fi reflectate în lista elementelor de noutate și originalitate științifică. Privind următorul aspect al tezei, valoarea practică a cercetării. Din conținutul tezei elaborate se pot desprinde un șir de elemente de noutate cu caracter aplicativ și anume. Evaluarea nivelului de dezvoltare a pieței interne a valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova, adaptarea metodologiei Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internațional, BED și OCDE de evaluare a nivelului de dezvoltare a pieței interne a valorilor mobiliare de stat, în scopul determinării nivelului de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat autohtone și aplicarea acesteia în scopul evaluării nivelului de atractivitate a valorilor mobiliare de stat autohtone. Un alt element ar fi argumentarea prin intermediul a două modele econometrice elaborate de autor a interdependenței dintre atractivitatea investițională a valorilor mobiliare de stat și finanțarea economiei Republicii Moldova. Din punct de vedere practic, noțiunile teoretico-conceptuale dezvoltate de autoarea tezei pot fi valorificate de cercetătorii din mediul academic de profil economic, inclusiv din domeniul investițiilor, de specialiștii din domeniul cercetat, de instituțiile și autoritățile Republicii Moldova cu prerogative de intervenție în reglementarea pieței valorilor mobiliare de stat autohtone. Rezultatele evaluării nivelului de dezvoltare a pieței valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova obținute de către pretendentă pot fi utilizate de către autoritățile naționale responsabile în vederea identificării aspectelor pieței și a valorilor mobiliare de stat ce necesită îmbunătățire. Metodologia adaptată de către autoare în scopul determinării nivelului de atractivitate investițională a valorilor mobiliare de stat va facilita determinarea eventualelor lacune ce stagnează atractivitatea investițională și a produselor oferite pe piața internă a valorilor mobiliare de stat, inclusiv a Republicii Moldova, precum și va facilita identificarea posibilor oportunități de creștere a acesteia.
Totodată, metodologia poate fi utilizată inclusiv în scop comparativ pentru compararea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat emise pe piața internă a unui stat în raport cu cele emise în alte state. Demersul analitic expus în capitolul 2 este realizat pe date recente, cuprinde serii de date privind piața valorilor mobiliare de stat pentru o perioadă de 6 ani, perioada 2017-2022, precum și din 6 state ca Republica Moldova, Brazilia, Canada, Ungaria, România, Turcia. Totodată, la testarea ipotezei de cercetare, autoarea a utilizat date statistice pentru o perioadă mai largă de timp, 2014-2021, fapt ce asigură o veridicitate și corectitudine mai mare a rezultatelor obținute în urma testării econometrice. O contribuție aparte a autoarei pe care aș vrea să o remarc este modul de sistematizare și structurare a informației, materialului și gândurilor autoarei, anumitor elemente concrete aferente valorilor mobiliare de stat, fiind analizate atât în aspect teoretic cât și practic. Așa. Acest fapt oferă o traiectorie clară, logică și interesantă lucrării, precum și demonstrează capacitățile pretendentei de analiză, sinteză și de expunere coerentă a gândurilor și viziunilor proprii. De asemenea, concluziile deduse din analiza efectuată sunt relevante și prezintă interes atât științific cât și practic. Rezultatele obținute de către pretendentă în urma cercetării s-au reflectat în 15 articole științifice publicate în reviste de specialitate, editate în țară și peste hotare, precum și în cadrul materialelor conferințelor științifice internaționale. Implementarea rezultatelor obținute s-a efectuat în cadrul Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Depozitarului Central Unic a Valorilor Mobiliare, precum și în cadrul Academiei de Studii Economice. Următorul element al avizului respectiv este calitatea metodologică a cercetării. Privind aspectele metodologice ale cercetării pentru realizarea obiectivelor cercetării și atingerii scopului propus, autorul a utilizat mai multe metode științifice, printre care metode calitative, cantitative a comparației, metoda analizei, metoda sintezei și altele, utilizarea cărora i-au permis cercetătoare să-și formuleze concluziile privind aspectele științifico-practice ale cercetării, să dezvolte abordările conceptuale și metodologice privind valorile mobiliare de stat și atractivitatea investițională a acestora. Totodată, autoarea a reușit să efectueze un studiu comparativ privind atractivitatea investițională a valorilor mobiliare de stat și finanțarea economiei prin intermediul acesteia pe plan național și internațional, precum și să îmbine aspectele teoretice și practice ale cercetării respective. În procesul efectuării cercetării vizate, autoarea a utilizat un volum impunător de date statistice, fiind analizate perioada anilor 2017-2022, precum și date statistice la subiectul de cercetare pentru 6 state, care deja le-am menționat anterior. Deci, datele acumulate au fost prelucrate cu procedee statistice și prezentate în formă grafică, tabelară, figuri și așa mai departe. Totodată, în cadrul cercetării sale, pretendenta a utilizat modele econometrice de regresie neliniară, deci prin intermediul cărora s-a cercetat și determinat interdependența dintre atractivitatea investițională a valorilor mobiliare de stat și finanțarea economiei prin valorile mobiliare de stat emise în Republica Moldova. Astfel, concluzionăm că metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea obiectivelor propuse pentru cercetare. Drept suport științifico-metodologic al tezei au servit lucrările științifice ale savanților străini și autohtoni la tema de cercetare, rapoartele periodice și publicațiile organizațiilor și instituțiilor financiare internaționale, actele normative, publicațiile și datele statistice ale autorităților administrației publice centrale din Republica Moldova și ale Ministerului Finanțelor,
băncilor centrale și autorităților responsabile de managementul datoriei de stat din cele 6 state, să zic așa, nu le mai repet, da? Astfel, autoarea, utilizând logic și consecvent metodele de cercetare, a reușit să-și formuleze viziunile proprii privind problematica abordată în teza respectivă. Următorul element al avizului respectiv este conceperea și calitatea textului. În linii generale, voi menționa că conținutul tezei este logic structurat, corespunde rigorilor, ideile, viziunile, concluziile autoarei privind tema investigată sunt expuse într-o manieră științifică, coerentă, textul lucrării este bine redactat și specific lucrărilor de cercetare științifică, reflectă clar scopul cercetării și obiectivele cercetării, deci utilizarea figurilor, graficilor, datelor statistice reflectate în tabele corespunde cerințelor în vigoare. Următorul aspect este asigurarea bibliografică. În cadrul cercetării efectuate, autoarea a făcut apel la o multitudine de surse bibliografice aferente temei tezei, numărul cărora depășește 193 de surse. Inclusiv cele 15 articole științifice ale autoarei, care sunt citate pe parcursul tezei. Deci, printre sursele bibliografice referite, se întâlnesc lucrări științifice ale experților și specialiștilor străini și autohtoni din domeniul finanțelor publice, a investițiilor, a pieței de capital, la fel acte normative naționale ce constituie cadrul legal și normativ de bază aferent pieții valorilor mobiliare de stat din Republica Moldova. Autoarea concomitent a utilizat și diverse date statistice ale autorităților relevante din țară, cât și de peste hotare. Toate acestea contribuind la valorificarea conținutului tezei de doctor, conferindu-i un caracter novator. Privind calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, voi menționa că compartimentul respectiv deci se evidențiază printr-o importanță deosebită, întrucât acesta înglobează viziunile și recomandările autoarei tezei la tema cercetată. Din cercetarea efectuată și concluziile autoarei, putem releva importanța valorilor mobiliare de stat, atât în calitate de sursă de finanțare a economiei utilizate de către stat, cât și în calitate de instrument investițional atractiv pentru investitori. Una dintre cele mai mari provocări ce stă în fața statelor fiind îmbinarea acestor două aspecte și perfecționarea instrumentelor și a mecanismelor aferente, astfel încât aceste emisiuni să se realizeze în condiții de avantaj pentru ambele părți, adică emitent și investitori, având în vedere dezideratul principal ce stă la baza acestei emisiuni, adică emitere și plasare a valorilor mobiliare de stat în condiții de sustenabilitate a datoriei de stat. În acest context, consider că autoarea i-a reușit o abordare balansată și echilibrată a valorilor mobiliare de stat din două perspective. Deci, recomandările formulate încadrându-se și asigurând creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat, fără supraîmpovărarea financiară a statului din acest punct de vedere. Totodată, un element aparte ce merită a fi apreciat este formularea concluziilor conform obiectivelor de cercetare stabilite, la fiecare concluzie fiind indicat obiectivul vizat, fapt ce asigură cu claritate cu privire la modul și deplinătatea realizării obiectivelor de cercetare propuse, ceea ce a fost deci reflectat și în prezentarea autoarei. Deja aveam și concluziile reflectate pe ecran. Consider că cele menționate reflectă în măsură semnificativă caracterul inovativ al tezei, viziunile autoarei privind tema investigată fiind consistente și viabile. Privind corespunderea și conținutul tezei temei aprobate, publicațiilor candidatului și autoreferatului sau rezumatului tezei,
Conținutul temei lucrării de doctorat corespunde în totalitate cu rezumatul tezei de doctor, precum și cu conținutul publicațiilor la temă, acestea fiind publicate în reviste științifice de profil, editate în țară și peste hotare, în culegerile de materiale ale conferințelor științifice internaționale de profil economic. Totodată, toate cele 15 articole științifice ale autoarei sunt reflectate în bibliografia lucrării și citate pe parcursul lucrării. Ca obiecții și sugestii, da, pot menționa următoarele. Drept rezultat al recenzării tezei în cauză, voi menționa și unele aspecte sugestive și obiecții privind conținutul tezei, care ar servi la completarea conținutului acesteia, iar unele din ele ar servi drept temei pentru direcțiile viitoare de cercetare la tema dată. Printre acestea fiind, evaluarea nivelului de dezvoltare a pieței valorilor mobiliare de stat din țările luate ca bază de comparație, având în vedere că evaluarea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat conform metodologiei adaptate de autor s-a cercetat în teză atât pe situația din Republica Moldova cât și a altor state. Evaluarea în cauză avea să ofere o bază practică mai largă de argumentare a interdependenței dintre nivelul de dezvoltare a pieței valorilor mobiliare de stat și nivelul de atractivitate investițională a acestora. Un alt aspect, deci analiza mai profundă, deci atât sub aspect teoretic cât și practic și a celorlalte riscuri, cum ar fi, de exemplu, riscul ratei dobânzii, la care este expus statul în procesul de emitere a valorilor mobiliare de stat pe piața internă, nu doar a riscului de refinanțare pe care l-a tratat autoarea. Fapt ce era să consolideze partea lucrării ce vizează finanțarea economiei prin intermediul valorilor mobiliare de stat. Demonstrarea prin modele econometrice elaborate de autor, inclusiv a interdependenței dintre nivelul de dezvoltare a pieței interne a valorilor mobiliare de stat și nivelul de atractivitate investițională a acestora identificate de autoare. Sugestie ce ar putea fi examinată și realizată de către autor într-o ulterioară cercetare. Privind concluzia corespunderii tezei titlului științific solicitat. Concluzionând în linii generale asupra conținutului tezei de doctor în economie, elaborată de doamna Ana Litocenko, voi menționa că teza abordează un domeniu important și actual al economiei Republicii Moldova, și anume cel al valorilor mobiliare de stat, a atractivității investiționale a acestora, precum și a finanțării economiei Republicii Moldova prin intermediul acestor instrumente. Autoarea venind cu opinii proprii, concluzii și soluții pertinente pentru soluționarea problemelor ce țin de acest domeniu. Autoarea tezei de doctorat și-a propus să aducă prin cercetarea întreprinsă o contribuție personală, originală și importantă în domeniul valorilor mobiliare de stat, domeniu insuficient de studiat și de dezvoltat în Republica Moldova. Modul în care a fost structurată teza în cauză și expus conținutul acesteia demonstrează calitățile de cercetător științific al pretendentei. Totodată, teza are un aspect analitic pronunțat, datorită unui volum semnificativ de date statistice reflectate în diverse tabele figuri anexe. Teza prezintă interes din punct de vedere științific, deci are un caracter novator, deci are caracter metodologic și practic, deci elementele de noutate științifică ale tezei sunt confirmate prin 5 certificate de implementare emise de 4 autorități naționale și o instituție de învățământ economic superior din țară. Deja le-am menționat anterior. Având în vedere cele expuse, consider că teza de doctor corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare față de tezele de doctorat, iar autoarea acestei, Ana Litocenko, merită titlul științific de doctor în economie la specialitatea 522.01 Finanțe. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru recenzie, recenzie foarte amplă, comprehensivă. Eu
cum procedeam, stimați colegi, oferim posibilitate să răspundă cum recenzii sau la ambele date. Da, atunci, doamna profesor Bălocă, vă ofer dumneavoastră cuvântul pentru a spune cea de-a doua recenzie. Mulțumesc. Stimate colegi, permiteți și mie să vă prezint recenzia asupra tezei doctor elaborată de doamna Ana Gătăcenco, dar, în primul rând, vreau să felicit autorul și conducătorul cu prezentarea cu succes, în opinia mea, unei astfel de cercetare relevante. Recenzia asupra tezei de doctor în științe economice cu titlul Creșterea calității investiționale a valorilor imobiliare în stat, în scopul finanțării economiei Republicii Moldova, elaborată de doamna Ana Lituchenko, conducător științific, Ordica Hâncu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar. Subsemnată Svetlana Bilocă, doctor în științe economice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, numită în calitate de referent oficial la teza de doctorat, în urma examinării tezei respective, exprim următoarele. Teza de doctorat, elaborată de doamna Ana Lituchenko, este o lucrare elocventă cu un conținut comprehensiv și explicit, care vine să abordeze valorile imobiliare de stat din perspectiva atractivității investiționale acestora, precum și din perspectiva de finanțare a economiei prin intermediul acestora, fiind astfel sistematizate și dezvoltate conceptele și metodologiile existente la temă de cercetare, aducând și o multitudine de elemente de noutate științifică de apreciat. Actualitatea și oportunitatea temei de cercetare derivă din utilizarea la scară largă de către majoritatea statelor lumii a valorilor imobiliare de stat, în scopul acoperirii deficitului bugetar și asigurării statului cu resurse necesare finanțării economiei. Evenimentele din ultimii ani, ce au afectat întreaga lume, au determinat majoritatea statelor, inclusiv Republica Moldova, că se orienteze pe piețele interne de valoare imobiliare de stat pentru obținerea necesarului de finanțare. Totodată, în condițiile în care valoarea imobiliare de stat sunt garantate integral de stat și sunt însoțite de anumite avantaje financiare, după caz scurtit de impozite, acestea reprezintă un instrument financiar important pentru investitori. În rezultatul evoluțiilor în timp ale sectorului și ale piețelor financiare, investițiile în valoarea imobiliare de stat au devenit o alternativă viabilă de economisire și investire pentru populație și agenți economici, oferind companiilor oportunități de gestionare și protejare contra riscurilor investiționale, posibilități de utilizare în calitate de instrument de referință pentru stabilirea prețului altor instrumente de datorie, posibilități de utilizare în calitate de garanție financiară în scopul asigurării tranzacțiilor financiare. Un segment important de utilizare a valorilor imobiliare de stat se referă la băncile centrale, care efectuează vânzări îndureri de VMS în calitate de operațiuni de piață monetară destinate absorbției și sau injecției de lichidități în sistemul bancar. În acest context, pentru o doză în plus de claritate, autarea clarifică din start, Direcția Cercetării, fapt ce se consideră binevenit, însând că ieșind din titlul tezei, în lucrarea realizată, cercetarea valorii numărării de stat, în scopul finanțării economiei, se efectuează prin prisma finanțării deficitului bugetar și a rămurserii refinanțării dotațiilor aferente VMS, ajunse la scădență, iar atractivitatea investițională a valorii numărării de stat este cercetată atât în condițiile menținerii unui nivel acceptabil la criterii pentru stat, în calitatea să de emitent, cât și în condițiile limitării riscurilor aferente datoriei de stat. Respectiv, în cercetarea sa, pretendenta abordează valorile imobiliare de stat atât din perspectiva emitentului a statutului, care este obligat să-și gestioneze prudent costurile și riscurile, cât și din perspectiva investitorului, care este cointeresat în cele mai atractive instrumente financiare, precum și investiții. Calitatea metodologică a cercetării. Scopul cercetării științifice situate de pretendentă constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice ce privind valorile imobiliare de stat și argumentarea necesității de creștere a atractivității investiționale a acestora din perspectiva asigurării finanțării economiei Republicii Moldova. Astfel, conform scopului stabilit, dar și direcția de cercetare prestabilită, autoarea
și a stabilit 10 obiective clare, coerente și formulate într-o manieră logică ce derivă unul din altul. Obiectivele reflectate în lucrare de doctorat și realizarea acestor prin instrumentarul metodologic aplicat, metode și procedee științifice, tehnici, instructori și metodologie aplicate în studiul empiric, notă recenzentatea rezultatelor științifice obținute și argumentează recomandările practice formulate. Demersul teoretic conține suficient material factologic, analizat într-o manieră profundă și explicită, redat prin citeri și observații ca aparat epistemologic important, precum și definiri și particularități relevante deduse expuse într-un mod științific cu argumentele de rigoare. De asemenea, din structura lucrării de doctorat constatăm că cercetarea s-a bazat pe date statistice, analiză calitativă și comparativă a datelor colectate din diverse rapoarte ale autorităților responsabile de managementul datoriei de state din Republica Moldova și un șir de state analizate de întreg textul crizei, cum ar fi Canada, Brazilia, România, Ungaria și Turcia. De asemenea, cercetarea s-a bazat pe studii, lucrări științifice, ghiduri și metodologii ale diverselor organizații financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, etc. Fapt ce asigură stabilitatea, importanța lucrării de cercetare, dar și a interesului față de aceasta. Resursele studiate, analizate, dar și lucrările proprii, indicate de autorul tezii, denotă importanță și complexitatea cercetării, fructifică rezultatele teoretice și analizele practice, iar datele și evaluările efectuate în cadrul lucrării au permis autorii să contribuie cu rezultate științifice, teoretice și aplicative, rezumate constructiv și suficient de practic în cadrul tezii de doctorat. Este dimensionat că aparatul științific utilizat este unul divers și relevant, aplicat cu corectitudine și creativitate, fapt ce a permis autorului tezii să realizeze obiectivele propuse și să vină cu diverse argumentări, precum și soluții prin rezultatele obținute. Analiza conținutul tezei de doctorat în conformitate cu baza teoretică, importanță practică și inovație lucrării de doctorat. Teza de doctor conține 126 de pagini de text de bază, fiind structurată în formă tradițională, adnotări, lista tabelelor, figurilor și abrevierilor, introducere de capitole, concluzii generale și recomandări, lista surselor bibliografice, 193 surse, în limbile română, engleză și rusă, 16 anexe, 5 acte de implementare a rezultatelor obținute. Structura lucrării este una, ce în mare parte se încadrează în cerințele regulamentate ale ANAC, conform cărora capitolele de bază ale lucrării, capitolul 2 și 3, trebuie să conțină un volum cuprins între 80 și 100 de pagini, cu ușoară depășire a volumului limită pentru capitolul 1 și conține toate elementele constituente ale unei cercetări științifice, cadrul teoretic și conceptual, studiul empiric, modelul și rezultatele proprii bazate pe raționamente clare și metode relevante de studiu. În introducere, autorul argumentează actualitatea și importanța temei abordate, gradul de cercetare a temei selectate, sunt identificate scopul și obiectivele cercetării, este prezentat suportul metodologic a tezei și ipoteza de cercetare. Autorul respectă cu stricțele prezente elementele obligatorii ale introducerii prevăzute de regulamentul ANAC. Baza teoretică, conceptuală și metodologică a tezei de doctorat este abordată și reflectată în capitolul 1. Aceasta conținând o analiză solidă a situației în domeniu expusă într-un mod comprehensiv astfel. Autoria lucrării a studiat și prezintă în acest capitol sinteza teoriilor economice, a conceptelor și a legislației Republicii Moldova privind valorile imperiale de stat în calitate de sursă de finanțare economiei utilizată de către stat în calitate de instrument financiar, atractivitatea investițională, metodele existente de determinare a nivelului de dezvoltare a pieței interne a valorilor imperiale de stat și de evaluarea a atractivității investiționale, precum și corelațiile dintre atractivitatea investițională a rămasă și dezvoltarea pieței interne a valorii imobiliare de stat. Emisiunile menționate sunt tratate profund și multilateral, fiind relatate concepte definite de cercetori și experți din Republica Moldova, România, dar și din cadrul organizațiilor financiare internaționale. Cadrul teoretic conține așa elemente elocvente și originale ca abordarea valorilor imobiliare de stat din perspectiva bidimensională, atât din perspectiva emitentului, cât și din perspectiva investitorului, definirea conceptului de activitate investițională a valorilor imobiliare de stat, identificarea elementelor determinante
ale acestei activități, și anume accesibilitate și infrastructură piețe, diversitatea, beneficiile și avantajele financiare, precum și oportunitățile de gestionare eficientă a riscurilor investiționale. Materialul spus și elementele din notate caracteristice. Acestul capitol denotă expertiza autorului în domeniu, cunoașterea proceselor funcționării pieței financiare, domeniul de reglementare specific sectorului, tendințele și evoluțiile la nivel internațional. Acest mi-a permis autorii să completeze abordările conceptului de atractivitate investițională cu anumite particularități specifice atractivității investiționale a unui instrument financiar, specific de valori numere de stat. Totodată, se remarcă faptul că la elaborarea și expunerea capitolului dat, autoarea a reprezentat, a respectat cerințele reglementate ale ANACEC, prezentând în acest capitol analiza a situației Republicii Moldova în domeniu, cu identificare problematice, caracteristice aspectului cercetat și formularea probleme științifice de soluționat și ipoteze de cercetare, fapt ce este de apreciat. Studiul empiric reflectat în capitolul 2 al tezei, continuă firul logic al cercetării teoretice și conceptuale, în cadrul acestuia fiind reflectate tendințele în Republica Moldova și în anumite state ale lumii privind finanțarea economiei prin intermediul valorilor mobiliare de stat. Totodată, ca rezultat a cercetării efectuate, autoarea expune în capitolul dat elementele ale cercetării sale cu privire la particularitățile atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat, emisii pe piața internă a Republicii Moldova și a statelor analizate, structurând materialul prezentat după cele patru elemente determinate ale activității investiționale identificate. Numărul 1. Accesibilitate și infrastructură pieței interne, sistemul dealerilor primari, programe de vânzări retail, particularități de accesare a pieței interne de către investitori străini. Numărul 2. Diversitatea, valorii mobiliare de stat propuse investitorilor ca tipuri de instrumente și de scădențe, numărul 3, beneficiile și avantajele financiare, numărul 4, particularitățile riscurilor investiționale, riscul inflației, riscul lichidității, rate dobânzii, etc. și oportunitățile puse de către stat la dispoziția investitorilor în scopul gestionării eficiente a acestor. De asemenea, în premieră pentru Republica Moldova, autoarea tezii realizează evaluarea nivelului de dezvoltare a pieței interne a valorilor mobiliare de stat, având în bază metodologie elaborată și propusă de organizațiile financiare internaționale, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, BERT, etc., prin urmare, se remarcă un element de notate științifică în acest sens, care constă în determinarea nivelului de dezvoltare a pieței autohtone, valorilor mobiliare de stat, acesta situându-se la nivelul 3 și 4, de dezvoltare posibile conform metodologiei enunțate. Acestea fiind aplicate în situația pieței de stat Republicii Moldova și alte țări. Capitolul 3. Atezii are un conținut solid de rezultate, fiind caracterizat cu o serie de elemente de notate și originalitate științifică. Astfel, în cadrul acestui capitol, autoarea adaptează metodologia BIEC, Fondul Monetar, internațional de evaluare a nivelului de dezvoltare a pieței interne, în scopul determinării nivelului de activității investiționale, valorii mobiliare de stat, emisii pe piața autohtonă, având la bază și elementele determinate care în opinia sa definesc activitatea investițională. Ulterior, în urma adaptării metodologiei organizațiilor financiare internaționale, autoarea evaluează în bază acestea nivelul de activitate investițională a VMS, emisie pe piața interne autohtonă, precum și acelor emisie pe piața internă, acelor 5 state analizate în capitolul 2. În plus, elaborând două modele econometrice, autoarea i-a reușit argumentarea și cuantificarea independenței dintre creșterea activității investiționale a valorii mobiliare de stat și finanțarea economiei Republicii Moldova, emisii pe piața internă, rezultate obținute în urma testărilor privind o interdependență puternică, fapt ce denotă confirmare ipotezei de cercetare anunțate de către autoarea tezei, inclusiv prin intermediul modelelor econometrici. În același ordine de idei, ca rezultat al cercetării efectuate, pretendenta a identificat și generalizat interconexiunile dintre dezvoltarea pieței valorilor mobiliare de stat, atractivitatea investițională, valorii mobiliare de stat și finanțarea economiei în condiții de sustenabilitate a datoriei de stat interne, elaborând în acest sens un model de relație de interconexiune.
Concluziile generale și recomandările incluse în lucrare cuprind cele mai semnificative rezultate și prezintă în sine concluzii formulate ca rezultat al cercetării efectuate, precum și recomandări care, în opinia autoarei tezei, vor contribui la creșterea atractivității investiționale a valorilor unitare de stat în scopul asigurării finanțării economiei naționale. Având în vedere acestea, autoarea tezei își promovează, pertinent, argumentează și dovedește noutatea și originalitatea științifică a tezei, aceasta fiind una bine fundamentată, bazată de studii empirice complexe, etologice și modele noi, specifice valorilor unitare de stat, atractivității investiționale acestora, precum și finanțării economiei prin intermediul acestora. Remarcăm, rezultatele obținute și reflectate în teză de doctorat conțin notatea și originalitatea pretinsă, aceasta fiind dovedite inclusiv prin intermediul modelelor econometrice. Conceperea și calitatea textului, conținutul lucrării de doctorat, structurarea curentă și a materialului și mersul cercetării efectuate, denotă că autoarea tezei este un cercetător format, materialul studiat, analizele teoretice și empirice, rezultatele proprii obținute fiind expuse într-un stil științific adecvat și propriu unul astfel de lucrări. Conceptele, definițiile și mesajul lucrării sunt reflectate în form, coerent și într-o manieră logică a limbajului utilizat, fiind unul profesionalist specific teme abordate. Componența grafică a lucrării este una bine gândită, formatată și aranjată, în pagina într-un aspect bine îngrijit, ceea ce face lucrarea ușor de lecturat și menține interesul cititorului pe întreg parcursul lucrării. Datorită modulului de exprimare și a stilului utilizat, teza este expusă cu acuratele și precize semantică, iar rezultatele sunt clare, ferme și precise, ceea ce caracterizează autoarea drept cu un specialist în domeniu. Concluziile generale și recomandările prezentate reflectă principale rezultate teoretice și practice. Autoarea a reușit o prezentare structurată a rezultatelor obținute pe obiectivele de cercetare stabilite, acestea fiind corelate cu tema de cercetare și scopul tezei. Concluziile și recomandările formulate scot în evidență contribuțiile personale ale autoarei, acestea fiind clar focusate pe semnificația teoretică și evaluarea practică acestea. Doamna Rădăcencă a reușit să evidențieze soluții pentru problema științifică identificată și, respectiv, pentru creșterea atractivității investiționale a valorilor imobiliare de stat, reflectând prin soluții identificate, aportul propriu în acest sens. Recomandările formulate sunt valoroase și structurate după destinatări, acestea fiind reprezentanței de autoritățile naționale relevante domeniului, care au atribuții de reglementare și intervenție în domeniul cercetat, implementarea cărora va contribui la creșterea atractivității instituționale valorilor unitare de stat. Astfel, metodologia de cercetare, bază teoretică, studiul empiric argumentat, bună cunoașterea domeniului, relevantă științifică a rezultatelor obținute, au permis autoarei să formuleze recomandări ce oferă o perspectivă inovativă asupra emiterii valorilor imobiliare de stat pe piața internă, autohtonă, în scopul asigurării finanțării economiei naționale în condiții de sustenabilitate a dobândirii de stat. Asigurarea bibliografică, dimensul științific analizat, are ca referință un cadru bibliografic solid format din 193 surse bibliografice, acesta fiind reprezentate de lucrări științifice recente și relevante domeniul investitorilor și valorilor imobiliare de stat, cadrul normativ național și internațional aferent temei de cercetare, diverse documente de politici și studii realizate de experți naționali și de experți ai organizațiilor financiare internaționale la subiectul valorilor imobiliare de stat. Bibliografia studiată, citată și listată în teză este în trei limbi. În lista bibliografică se regăsesc lucrările proprii ale autorei, la care se face referință în tot conținutul tezei, fapt ce denotă originalitatea și relevanță studiului de doctorat realizat, modelul de diseminare și expunere a rezultatelor științifice. Citarea surselor este respectată, fapt ce permite să constatăm respectarea deontologiei de cercetare de către doamna analiticencă, fapt vizibil atât prin citarea lucrărilor, cât și prin formarea ideilor proprii originale. Răspunderea conținutului tezei temei aprobate, publicațiilor candidatului și rezumatul tezei. Pe parcursul cercetării efectuate, doamna Lituchenko a elaborat și publicat 15 lucrări științifice, dintre care 10 lucrări sunt de unic autor. Lucrările publicate reflectă conținutul tezei și rezultatele științifice obținute.
Aprobarea rezultatelor este realizată prin seminarelor în cadrul conferințelor și simpozioanelor științifice internaționale organizate atât în țară cât și peste hotare, precum și prin publicarea acestora în reviste științifice recenzate de profil din domeniul editare în țară și peste hotare. Totodată, analizând certificatele de implementare anexate la test de doctorat, se constată că diseminarea și implementarea rezultatelor obținute s-a realizat în cadrul anumerației instituții de reglare, cum ar fi Ministerul Finanțelor, etc. și în cadrul primei studii economice din Moldova. Aprecieri cu privire la corespunderea rezumatului la conținutul tezei, rezumatul tezei de doctor reflectă conținutul acesteia, structura și volumul rezumatului corespunde recomandărilor ghidului ATC privind respectarea acestui gen de lucrări. Materialul conținut în rezumat, expunerea și formatarea acestui permit să constatăm că autorul a respectat și a prezentat detaliat elementele structurii acestea. Conținutul tezei este respectat eloquent în rezumatul acestea. Sugestii punctuale de continuare a cercetării. Având în vedere evaluarea teoretică și practică a tezei de doctorat, elaborată de doamna Ana Vitucenca, este demenționat că aceasta deschide noi orizonturi de cercetare. Astfel, cercetarea poate fi dezvoltată ulterior prin realizarea unui studiu mai profund și mai amplu cu referire la importanța valorilor mobiliare de stat în dezvoltarea pieței de capital. În cercetare, valorilor mobiliare de stat în calitate de instrument de investire, autoarea abordează tangențial și aspecte referente pieței de capital. Unele recomandări formulate pe lângă atingerea scopul lucrării propuse, având impact și asupra pieței de capital. O altă direcție importantă ar fi cercetarea valorii mobiliare de stat, încă date de instrument al operațiunilor de politică monetară. În condițiile în care piața monetară reprezintă unul dintre șase componente necesare dezvoltării pieței interne a valorii mobiliare de stat, o cercetare mai amplă a valorilor mobiliare de stat în acest aspect ar permite o înțelegere mai profundă a unor particularități de funcționare pieței, având în vedere că, în teză dată, autoarea a evoluat piața monetară prin intermediul unui set de indicatori propuși de organizațiile financiare internaționale. Nu în ultimul rând, consider că este oportună dezvoltarea și completarea tezei de doctorat prin publicarea unei monografii cu același titlu. Lucrarea monografică ar fi una foarte prețioasă, având în vedere posibilele studii efectuate în Republica Moldova la subiectul. Concluzia, privind corespunderea tezei la grupul științific în specialitățile citate în examen, examinând teza de doctorat, creșterea activității instituționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării Grămâiei Republicii Moldova, elaborată de doamna Tăhăcenco, conducător științific, doctor de abilitate în științe economice, profesor de universitate, doamna Radica Hlâncu, conclud următoarele. Actualitatea și importanța temei tezei de citare este una bine argumentată, între tematica abordată, titlul și conținutul expus în teză, dar și rezultatele obținute înainte ca noutate științifică, există concordanțe și corelații evidente. Lucrarea de doctorat este structurată într-un mod ce, în mare parte, se încadrează în cerințele comunitate ale ANACEP, un plan de cercetare coerent și logic, parcurs pentru soluționarea problemei științifice formulate, materialul tezei este expus într-o manieră adecvată și potrivită din noutate lucrări, cu utilizarea unui stil de bine răspunzător și limbaj de specialitate adecvat. Conținutul tezei de doctorat, abordarea problemei de cercetare, structurarea coerentă a materialului și procursul cercetării, denotă că autoarea tezei, doamna Ana Vitucenca, este un cercetător format care posedă metode fundamentale și empirice de cercetare. Metodologia cercetării este adecvată subiectul, explicată și argumentată la începutul cercetării, precum și aplicată pe tot parcursul lucrării. Studiul empiric este relevant, ipoteza de cercetare este formulată convingătoră, dovedită inclusiv prin modele econometrice, iar interpretarea fenomenelor și a datelor este urmată de măsuri orientate pentru îmbunătățirea situației în domeniu. Teza de doctorat analizată este o lucrare științifică finalizată conform specialității în care pretinde doctoranta 522.01 finanță. Apreciez demersul științific doamnei Ana Vitucenca și consider că urmarea tezei elaborate cu titlul creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul înălțării economiei Republicii Moldova merită conferirea titlului științific de doctor în științe economii, la specialitatea 522.01 finanță. Mulțumesc. Vă mulțumim mult, doamna profesor Deloc, la fel pentru un aviz detaliat. Țin să menționez că
conform procedurilor, avizele, referințelor, trebuie să le audiem integral, așa cum a fost scrisă pentru protocol, pentru procesul verbal. Dar probabil asta o să ne facă noi să fim mai subcienți ceilalți vorbitori, pentru că ați cuprins absolut toate componentele necesare unei valori obiective, unei teze, implicită teze de doctorat pe care am audiat-o astăzi. Doamna Litocenco, vă ofer dumneavoastră acum cuvântul pentru intervenție. După caz, dacă aveți ce să ne comunicați vis-a-vis de sugestiile și recenziile referențelor. Stimați domnule președinte, mulțumesc pentru cuvânt. În primul rând vreau să mulțumesc domnilor referenți pentru sugestiile efectuate. Dacă îmi permiteți scurt comunicarea, aș vrea să zic, cu referire la nivelul de dezvoltare a pieței pentru celelalte 5 state pe care le-am analizat în lucrare dată, aș vrea să menționez că, cu părere de rău, nu am avut posibilitatea să o aplic, având în vedere volumul amplu al datelor statistici care trebuia să le utilizez, dar și indisponibilitatea unor, mă refer la cele de politică monetară de unele state. Dar vă mulțumesc mult pentru sugestii. Cu referire la riscurile din perspectiva statului, altele decât cel dedicat riscul de refinanțare, da, de acord, aș putea, ar fi o, am să țin cont pe viitor pentru extinderea, pentru extinderea cercetării. La fel și doamnei biologă, vă mulțumesc mult pentru sugestii de continuare a cercetării, o să țin cont neapărat. Totodată aș vrea să mulțumesc foarte mult membrilor Consiliului Științific. Nu, lăsați. Cașul maslă mi-i scurt. Două mulțumiri nu străduie. Da. Ok, vă mulțumim mult pentru pentru intervenția dumneavoastră. Acum o să procedem la discuții în rândul membrilor Consiliului. Consiliului. Mai întâi vreau să întreb și dacă sunt alți doritori, în afară de cei care sunt membri ai Consiliului, să intervină, dacă doriți, dintre invitații. Bună ziua! Da, vă rog. Și vreau să comunic și eu câteva aspecte, să le detaliez. Stimați membri ai Consiliului și distinși invitați, sunt Elena Boșcăleanu, expert principal Departamentul Sistem de Plăți Banca Națională. Și îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici prezentă în cadrul acestei ședințe, unde doamna Litocenco își susține teza de doctorat cu tema creșterea atractivității investiționale de misiunilor în scopul finanțării economiei Republicii Moldova. Și în calitate de reprezentant al Băncii Naționale și în calitate de autoritate de supraveghere a Depozitarului Central Unic, instituția din țară care la moment desfășoară activități de depozitare și decontare a valorilor mobiliare Republicii Moldova, voi sublinia pe scurt importanța acestui subiect și impactul asupra economiei naționale. VMS reprezintă, într-adevăr, un instrument esențial în arsenalul de politici economice și financiare. Și în contextul Republicii Moldova, creșterea atractivității VMS-urilor este crucial pentru asigurarea unei surse stabile și sustenabile de finanțare. Un aspect important, de asemenea, este dezvoltarea infrastructurii pieței financiare, modernizarea platformelor de tranzacționare, asigurarea transparenței și accesibilității informațiilor, sunt factori care contribuie la sporirea încrederii investitorilor. Iar Banca Națională are un rol central în acest sens, prin reglementarea și supravegherea infrastructurii pieței financiare, asigurându-se că toate tranzacțiile se desfășoară într-un cadru legal și transparent. Având în vedere complexitatea și relevanța cercetării realizate, aș vrea să menționez că printre recomandările expuse de către autoarea tezei, și anume identificarea de către DCU a posibilităților și inițierea discuțiilor cu depozitari din alte state în vederea stabilirii conexiunilor, ce ar facilita tranzacții cu investitorii în rezidenți, reprezintă pentru BNM și DCU un subiect actual, fiind considerată chiar o măsură care va impulsiona piața valorilor mobiliare de stat și care va extinde arealul de investitori, va facilita atât accesul investitorilor străini la instrumente financiare emise în Republica Moldova, cât și al investitorilor rezidenți la instrumente financiare străine. În acest sens, Banca Națională,
este un proces de dezvoltare a unui concept, orientat primordial spre crearea unor mecanisme noi de circulație a emisiunilor, având în vedere posibilitățile oferite de conexiuni în coasă depozitar central și modelul de segregare omnibus, care va servi de asemenea la elaborarea modificărilor la actele normative care reglementează operațiunile cu valori imobiliare. Acest lucru, desigur, necesită un efort sporit și concertat din partea tuturor actorilor implicați, Ministerul Finanțelor, Banca Națională, instituții financiare și, desigur, investitorii. Prin modernizarea infrastructurii pieței financiare, diversificarea bazei de investitori, promovarea educației financiare, utilizarea tehnologiilor moderne, putem, într-adevăr, transforma MSE-urile într-un instrument de încredere și eficient pentru dezvoltarea economică a țării noastre. În lumina celor expuse, doamna Ana Letucenco, vreau, într-adevăr, să vă felicit pentru efortul și contribuția adusă în dezvoltarea și promovarea aspectelor inovative de emitere a instrumentelor financiare de stat și să vă doresc mult succes în continuarea viitoarelor cercetări și analize care va impulsiona eficiența și creșterea activității investiționale a VMS-ului în Republica Moldova. Felicitări! Mulțumesc frumos! Da. Vă mulțumim mult și chiar aș vrea să menționez că îmi face o mare plăcere și este foarte bine când la discuțiile științifice din cadrul unor instituții din sfera cercetării inovării participă și actorii chiar a instituțiilor cumva așa vizate de cercetările noastre care urmează să implementeze sau sunt în proces de implementare anumitor propuneri și sugestii și acest lucru este doar plauzibil. Vă mulțumim mult pentru intervenție și pentru susținerea doctorandului. Eu propun să merg. Da, domnul Cojocaru, vreți să interveniți? Da. Bună ziua, știu să merg. Mă numesc Igor Cojocaru, sunt doctor în informatică, director Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale. Eu sunt fiu societate civilă. Vreau să ăsta din public. Să mai multe cam ce puțin tutați de mulți oameni online. Vreau să remarc din perspectiva cetățeanului și a cercetătorilor, domeniul meu de cercetare ține de infrastructură de cercetare, fiind reprezentant oficial la Republicii Moldova în zona Europa, și ce am identificat la această susținere. Unul, vreau să menționez că este una dintre cele mai reușite prezentări a cercetărilor din cadrul unei tezei doctorat, care este structurată reușit pentru asimilare rapidă. Eu dacă știam ce e în dreapta, din start, te dădeam. Deci mi-am permis luxul să rulez încă o dată și transmit online și cer permisiunea dumneavoastră ca să dau exemplu și altor doctoranți că pot foarte frumos prezenta pentru a înțelege și mai bine utilitatea cercetărilor. Am un obiectiv personal, vreau să depun să lucrez în domeniul cercetării până când se va atinge cel puțin 1% din PIB pentru investiții în cercetare, deoarece consider că este, într-adevăr, poate fi demonstrat că investiții în cercetare merită și poate fi valorificat, efectuat analize impactul economic, științific și cultural, educațional, social al investitorilor în cercetare. Iar ceea ce am găsit în teza de astăzi, că de fapt există și am identificat prin întrebările foarte relevante o remarcă. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale este certificat în conformitate cu 4 standarde de management de calități, începând cu management de calități, sănătate și securitate ocupaționale, până la securitatea informațională. Și ce am identificat? Că întrebarea dată de persoanele, părțile interesate și contextul este unul dintre cele mai importante exerciții în efectuarea oricărui exerciții de management al calității. Schimbarea contextului. Ce am văzut eu aici? Eu aici am văzut, într-adevăr, o ședință, o susținere publică cu prezență fizică a celor mai importante părți interesate în activitatea de cercetare. Ceea ce, din păcate, nu am mai văzut la ochii mei, au văzut cel puțin vreo 1000 sau 2000 de teze doctorat, care le-am transmis online. Este un lucru foarte important. Și s-au spus clar problema identificată. Iar ar fi un păcat dacă această cercetare nu va continua și nu se va materializa într-o publicație, într-o monografie care va fi asimilată, deoarece
pierderile care le-am observat eu, nefiind economist, poate că am avut și eu, pierderile sunt atât de mari, iar oportunitatea ratată este și mai mare odată cu tendința noastră de integrare în Uniunea Europeană. Ce-ar fi din experiența care o avem noi? Noi am creat cea mai mare bază de publicații științifice din Republica Moldova peste 15.000 de ani, 15 ani și zilnic se uită peste 4.000 de persoane. Nimeni nu este obligat, oamenii sunt interesați. Iar închipuiți-vă, eu cel puțin închipui câte date a fost prelucrat de doctorant. Eu nu știu care este, unde sunt datele acestea. Noi avem nevoie de depozite, nu doar de publicații științifice, dar depozite de date ca parte a infrastructurii de cercetare, care să fie accesibile, partajate tuturor părților interesate. Și m-ar interesa doctoranda ca pe viitor datele care sunt acumulate în cazul cercetării să fie disponibile publice, iar Academia de Studii Economice să-și dezvolte un repozitoriu, un depozit de date de cercetare, deoarece impactul acestor date de cercetare va fi și mai mare decât 10.000 de publicații, sau avem peste 200.000 de publicații indexate în această bază de date. Neapărat așa, ca o concluzie ar fi, noi avem nevoie, a susținerea de asta, noi avem nevoie să avem aceste depozite de date pe domenii de interes. Deoarece valoarea, adică valorificând aceste date de cercetare, ne va duce, va fi o încredere mult mai mare a investitorului. E atunci când nu va trebui să întrebi 100 de date, inclusiv pentru investitori. Și deschiderea acestor date. Eu vă mulțumesc foarte mult, apreciez mult și iarăși o echipă de susținere, dacă ar mai fi fost încă 5 studenți de la licență și 3 ce sunt la masterand, 2 doctoranți i-am văzut aici, ar fi fost o notă de 10 și felicitări Academiei de Studii Economice. Mulțumim mult. Acum suntem și în perioada de sesiuni, examen de licență și după caz, care reușesc conectează online, care nu până ce se concentrați pe alte domenii. Dar noi vă mulțumim pentru modul în care ne-ați apreciat, așa sunt susținerile în Academia de Studii Economice. Forma prezentării o să discutați cu doctoranta, dacă vă poate prezenta, oricum ea este patentată la SEM. Dar vă mulțumim și pentru, da, vă mulțumim și pentru publicitate, într-un fel. Stimați colegi, acum propun să mergem deja pe, pe dezbatere din rândul Consiliului, membrii Consiliului. Propun să mergem în ordinea în care suntem așa chiar aranjați la masă. Doamna Dragomir, cu dumneavoastră începem. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului, onorate asistente, stimate doamne referenți oficiali. Deci, dacă îmi permiteți mai succint, pentru că da, chiar vă rugăm. Referenții au vorbit atât de amănunțit. Într-adevăr, este o lucrare care are care este actuală și, deci, după opinia mea, este mai puțin cercetată, deci meritul autorului îi aparține. Deci vreau să menționez faptul că teza este foarte bine structurată, ceea ce m-a mirat faptul că chiar și din prezentare, chiar și din lucrare, câte obiective dumneavoastră aveți? 10 obiective, toate sunt, le-am regăsit pe toate în aceste 3 capitole. Fiecare obiectiv a fost deci bine expus, plus recomandare, concluzii la fiecare obiectiv, chiar și în prezentări. Deci vreau să menționez faptul că tema tezei este foarte actuală, nu numai pentru secolul 21, pentru toate secolele care vin și pentru toate generațiile, pentru că cea mai importantă problemă cu care se confruntă Republica Moldova, dar nu numai Republica Moldova, toate statele lumii, este asigurarea echilibrului financiar public la nivel macroeconomic, pentru că, cu părere de rău, noi trăim într-un secol unde vin generații cu ambiții foarte mari, deci unde cresc costurile bugetate mai rapid decât capacitatea financiară a statului pentru acoperirea acestor costuri. Vin generații care
cum am spus și nu mai tem, ambițioase față de serviciile pe care le prestează statul, mai întâi din punct de vedere calitativ și din punct de vedere apoi din punct de vedere cantitativ. Deci tema dumneavoastră poate fi privită din multe unghiuri. Deci atât pentru și recomandările pe care dumneavoastră le-ați propus la fiecare obiectiv, poate fi, pot fi folosite de către structurile statului, atât pentru creșterea sau dezvoltarea pieței investiționale, pentru că noi avem o piață investițională așa cum o avem, eu nu mă tem să spunem, dar eu, deci o să deschid așa o paranteză mare pentru, deci, unghiul meu de vedere, deci recomandările pe care dumneavoastră le-ați făcut sunt binevenite pentru Ministerul Finanțelor, pentru Ministerul Finanțelor este ministerul care poartă responsabilitate pentru elaborarea strategiei de gestiune a datoriei publice și anume pentru, deci recomandările dumneavoastră pot fi folosite pentru perfecționarea, eficientizarea managementului în domeniul datoriei publice. Deci eu nu o să mă opresc mai amănunțit, într-adevăr, deci cercetarea dumneavoastră are o valoare foarte mare. Deci a fost foarte bine structurat fiecare capitol, deci la fiecare capitol a fost scoase în evidență concluziile, recomandările care au atât deci, aspect teoretico-metodologic, cât și aspect aplicativ de orice structură a statului, atât în APC cât și în APL-uri. Deci sunt, au fost utilizate deci, un volum mare de date statistice, ceea ce a permis autorului tezei ca să facă o comparație cu piața investițională a VMS-urilor la noi în Republica Moldova, cât și cu piețele din practica altor state. Deci, după opinia mea, deci, autorul merită. Deci este laudabil faptul că scopul propus și toate obiectivele care au fost scoase în evidență, deci autorul a reușit să le atingă, plus recomandările care au fost efectuate. Deci, mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc mult, doamna Dragomir. Doamna doctor Habitat Locotenco. Stimate președinte a Consiliului Științific Specializat, stimați membri a Consiliului Științific Specializat, stimată doamnă Hrâncă, stimate doctor în curând, vreau să spun că am avut plăcere să citesc lucrarea dumneavoastră și pe parcursul am analizat atent și pe parcursul cu cât mai mult o analizam, cu atât interesul față de ea creștea. Deci ați avut o lucrare, este foarte complexă, ați atins niște nuanțe foarte complicate din punct de vedere cercetare, că ați evaluat niște fenomene multidimensionale din care sunt foarte complicat de evaluat și ați încercat să propuneți o metodologie a dumneavoastră. Ați muncit foarte mult, punctul culminant a fost prezentarea dumneavoastră deosebită. Colegii mei au vorbit despre teză, despre calitățile ei. Încă o dată vreau să apreciez foarte mult munca dumneavoastră și rezultatul pe care îl aveți. Și apreciez valoarea teoretică și aplicativă a lucrării, concluziile și recomandările formulate și în special prezentarea. Și consider că Lidocenco Ana, cu teza de doctor creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării economiei Republicii Moldova, teza corespunde rigorilor impuse și doamna Lidocenco Ana merită conferirea titlului științific de doctor. Și sper că dumneavoastră și în continuare o să rămâneți parțial și în cercetare și nu o să vă includeți cu totul în activitatea practică, o să mai colaborați și cu Academia de Studii Economice. Mulțumesc! Vă mulțumim! Doamna Cociu, vă rog! Da, stimată audiență, membrii Consiliului Științific, stimată doctor în devenire, stimată doamnă profesor, conducător științific, vreau să vă felicit cu un produs pe care l-ați adus astăzi în discuție. Vreau să vă spun că am sesizat că a fost un drum lung și, cum spunea conducătorul meu de teză, de doctor, întotdeauna este loc de mai bine, dar trebuie să știi când să te oprești. O vedem pe Ana cum își dorea, și din câte am menționat și astăzi, să vadă mai multe chestii, mai multe aspecte și asta datorită faptului că teza este destul de, sau tema tezei este destul de complicată pentru că
pe de o parte își are o ancorare în domeniul teoretic, cum ar fi creșterea atractivității investiționale și toate aspectele sunt teoretice, pe de altă parte sunt VMS-urile, care sunt aspectul foarte tehnic și foarte multe lucruri care necesită pe cercetate nu sunt supuse voinței cercetătorului, pentru că sunt implicate mai multe organisme de stat care, până la urmă, când vorbim și despre creșterea numărului de investitori care ar putea să fie admiși pe piața primară, este și un aspect tehnic care nu întotdeauna e posibil de a fi implementat în anumite sisteme informaționale și financiare din Republica Moldova, mai cu seamă că sunt destul de multe țări care nu au depășit aceste carențe pe care le avem și noi, chiar fiind mai cu o piață financiară mai dezvoltată. Plus la aceea, există, și noi am discutat cu Ana și în procesul de evaluare, există problematica asta, cum s-o privești, din perspectiva investitorului sau din perspectiva statului, pentru că statul are nevoie de acești bani ca să-și financeze bugetul și în contextul ăsta să contribuie la creșterea economiei, indirect. Pe de altă parte, să crești atractivitatea pieței din perspectiva investitorului, presupune să faci altceva decât ce trebuie să facă stat. Și echilibrul ăsta a fost regăsit în teză, în final, foarte bine. S-a ajuns la punctarea unor recomandări care sunt suficient de clare, sau bine expuse, clar expuse și totodată nu sunt suficient de dure pentru a putea fi totuși luate în discuție pentru organele decidente. Concomitent cu aceasta, autoarea tezei a știut să se mențină în limita cercetărilor științifice, lucrarea având o stofă de lucrare științifică, deci mai puțin tehnică, deși venim din domeniul practic, de obicei derivă în partea tehnică și în partea practică mai mult. Aici a fost poziția cercetătorului bine resimțită pe parcursul tezei, pentru ce felicit cercetătorul, felicit și conducătorul științific și la mai mult și la mai mare, nu avem nevoie de astfel de cercetători, rămâneți și în albea cercetării. Succes! Mulțumim! Mulțumim mult, doamnă Cuciuc, doamnă secretar științific, vă rog. Onorată asistență, stimată pretendentă la gradul științific, stimată conducător științific, aveți lucrare foarte interesantă, cu o actualitate indiscutabilă, în special în contextul integrării și dezvoltării pieței financiare a Republicii Moldova, așa cum și-o dorește. E foarte complicat să vin cu aspecte suplimentare la ceea ce au spus colegii mei privind actualitatea, importanța, dar totuși aș vrea să reiterez că lucrarea este o lucrare foarte bine structurată, s-a început corect cu un scop, s-a limitat cercetarea cu acele obiective 10, aparent par multe, însă aceasta i-a permis doctorandei să limiteze clar dimensiunea acestei lucrări și să vină ulterior cu un aparat științific foarte robust, chiar nu mai trebuie să spun că robust, pentru că sunt tratate fenomenele din mai multe perspective. Mă bucur că în ceea ce am auzit astăzi am regăsit o soluție sau o recomandare a dumneavoastră pe care noi în 2016 am cercetat-o cu doctoranda Ungur Cristina în altă teză de doctorat care viza dezvoltarea potențială investițională a pieței de asigurări. Noi atunci tot am ajuns la concluzia că pentru ca sectorul de asigurări să-și valorifice investițiile, piața valorilor mobiliare trebuie să se dezvolte, să apară, să fie emisie valori mobiliare pe termen lung și să admită și alți investitori, să nu fie monopolizat această piață doar de câteva bănci. Asta, într-un fel, demonstrează că cercetările au aceleași puncte și aceleași interese. Aveți o lucrare cu rezultate relevante, dovedite prin mai multe probe științifice, plus valoarea teoretică s-a văzut prin acele definiții și abordări, tratări foarte aprofundate a
fenomenului, voi remarca două, în opinia mea, rezultate foarte importante. Acestea țin de metodologie de evaluare a atractivității valorilor mobiliare și în raport cu aceasta, dumneavoastră ați dat și nivelul dezvoltării a pieții interne a VMS-urilor pentru a finanța economia Republicii Moldova prin hârtii de valoare de stat. Vă felicit cu o lucrare frumoasă, cu un demers științific finalizat, cu o apreciere regăsită prin implementarea, deci în afară de comunitatea științifică, v-au apreciat lucrarea și rezultatele și Banca Națională, au fost prezentate certificatele și Ministerul Finanțelor și deci, mai multe, da, mai multe colegii din, deja s-au expus pozitiv și au apreciat lucrarea. Reiterez la fel importanța publicării unei monografii care aduce o plus valoare și științifică, dar și care permite o integrare bună a rezultatelor în educația viitorilor specialiști în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Timu, și mulțumim pentru luare de cuvânt. Stimați colegi, onorată asistență, dragă doctorant și conducător științific al acestei teze, ca totalizare, urmare celor audiate astăzi, iar noi am participat cu toții la audiere de astăzi în prisma trei componente. Prezentarea doctorandii, nu știu să o mai lăudăm aici sau nu, dar într-adevăr modul de prezentare și cum a răspuns la întrebări, denotă faptul că în fața noastră este un cercetător format, bine pregătit, care își cunoaște foarte bine domeniul său de cercetare. Doi, evaluările referențelor, foarte importante și foarte, încă o dată, detaliate, comprehensive, cap-coadă au oglindit toate aspectele ce țin de evaluare obiectivă a un asemenea gen de lucrări și noi personal am văzut în toate lorile de cuvânt suntem aici în tandem și susținem acest demers pe care ne l-au expus referenței. Și lorile de cuvânt a colegilor, a treia componentă, inclusiv a persoanelor care sunt din afara membrilor Consiliului, dar încă o dată, repet, mă bucur foarte mult că au venit persoane din practică, din mediul, deci, spunem așa, de obicei spunem, sectorul, nu știu, guvernamental sau asociativ, în caz de față avem factori chiar de decizie, Banca Națională, depozitar și așa mai departe. Deci eu țin să apreciez încă o dată actualitatea acestei teme. Ea sună atractivitatea, deci cum noi putem să sporim, cum noi putem să creștem atractivitatea investițională a valorii mobiliare de stat ca instrument, este un instrument pe care statul utilizează, dar după mine, doctoranda a identificat foarte corect care sunt acei factori determinanți cum noi să-i atragem, da? cum noi să majorăm, să creștem această atractivitate. Aici poate ar fi cazul să mai adăugăm și o informare poate mai detaliată a publicului participant, pentru că s-a menționat că băncile repede vin, altcineva vine, da, dar nu în zadar s-a pomenit și de comparația asta cu depozitele, pentru că dacă până la urmă crede să faci niște sondaje, omul simplu... Bine, noi trebuie să recunoaștem că nu prea au oameni ce să investească. Deci avem depozite, VMS-uri și cea mai putea lumea să investe. Da, nici nu prea avem în ce investi, da, comparativ cu alte state dezvoltate, unde sunt mai multe instrumente, dar aici este și o lacună, probabil trebuie să informăm mai bine ce înseamnă aceste instrumente, care este garanția lor. Oamenii pur și simplu au trecut la noi prin diferite perioade când au pierdut tot și depozite și de valorizare obligațiilor de stat și așa mai pe cea vreme. Dincolo de actualitatea acestei teme, scopul enunțat și obiectivele care și-a trasat doctoranda, am
văzut și din teză și din lucrare, dar și din prezentare foarte frumos aranjat cum a ajuns la fiecare obiectiv, realizarea acestuia și concluzia respectivă. M-a impresionat de asemenea faptul că a fost o repet, o incursiune foarte bună în tot ce înseamnă documente de politici, studii anterioare, metodologie ale partenerilor de dezvoltare care se implementează, pe care le adaptează autoarea la specificul nostru, pentru că nu poți tot timpul prelua și adapta așa. Le trebuie o muncă mare și să știi cum să adaptezi corect la această. Deci, instrumentele deci, econometrici pe care le-ați folosit și ați arătat corelația aceasta dintre finanțarea economiei, creșterea atractivității și așa mai departe. Certificate de implementare pe care le aveți. Nu aveți certificate de implementare pur și simplu de la niște companii sau SRL-uri, dar aveți certificate de implementare foarte importante. În general, eu cred că această lucrare, stimați colegi, își va regăsi pe deplin utilitate, a menționat domnul director Cojăcaru, că sunt pierderi ratate dacă nu se utilizează tot timpul rezultatele cercetărilor. Aici noi chiar eu sunt sigur că o să beneficiem de implementarea acestor, pentru că în fața noastră mai este nu numai un cercetător format, dar mai este și un profesionist deja care de mulți ani este în domeniu, care lucrează și aici noi suntem siguri că școala doctorală ASEM cu suportul doctorandii și mâna conducătorului științifică vor ajuta să eficientizăm creșterea atractivității investiționale ale emisierilor în acest aspect. Încă un moment foarte important, 15 lucrări științifice. Deci validarea rezultatelor a avut loc prin publicarea, tot întrebam colegii și din stânga și întreabă câte deja s-au mai schimbat regulile de joc în ultima vreme, câte lucrări sunt minim necesare. Deci mult peste minimul necesar autoarea a publicat și a validat din timp, a adus la opinia deci, publică, opinia comunității academice sau practicienilor aceste rezultate din timp, fie la conferințe, fie în reviste științifice de prestigiu. Și acest lucru nu trebuie să vă oprească aici, mai că toți v-au recomandat să avem o lucrare finalizată sub forma unei lucrări monografice, dar și acele sugestii care au venit la referință, noi vă încurajăm să continuați cercetările și prin oferire de alte lucrări, poate fi și o teză următoare, dacă o doriți, poate fi și alte lucrări. Conform procedurii noastre, totalizez cu mențiunea că lucrarea corespunde pe deplin rigorilor înaintate pentru asemenea gen de lucrări științifice de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare. Autoarea a demonstrat cunoștințe profunde în domeniu și a elaborat o teză care după mine, la capitolul scop, obiective, concluzii, recomandări, a fost îndeplinit pe deplin. Susțin în acest fel demersul comun, probabil că am văzut că n-au fost aici ezitări, de a conferi titlul științific de doctor la specialitatea 52201 finanțe. Și acestea fiind spuse, propun să noi să procedem direct la procedură. Onorată asistență, permiteți-mi să dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 521-03-23-140 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, în data de 24 mai 2024. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe economice, doamnei Litocenco Ana, în baza susținerii publice a tezei doctor în științe economice cu titlul Creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării economiei Republicii Moldova, specialitatea 522.01 finanțe. Au fost prezenți la vot toți cei 5 membri ai Consiliului Științific, s-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific, contra 0. Semnat procesul verbal de către secretarul Consiliului Științific, doamna doctor Angela Timuș. În continuare, vreau să vă rog pe toți că aveți procesul, deci aveți hotărârea, proiectul de hotărâre în față. Vreau să o rog pe doamna Timuș să ne
de a citi la partea deci elemente principale și partea de constatare din hotărâri și cu includerea rezultatelor procesului hotărâri la sfârșit. Onorată asistență, nașterea pe ultima, nașterea unui doctor pe ultimele momente. Deci este hotărârea Consiliului Științific Specializat de 522.01.23.140 din 24 mai 2024, în care este înscrisă toată procedura care a urmat în această sală astăzi. S-a constatat că teza de doctorat creșterea atractivității investiționale a valorilor mobiliare de stat în scopul finanțării economiei publice Moldova, prezentată de doamna Vitocenco Ana, reprezintă o lucrare științifică finalizată, este actuală și corespunde cu direcții prioritare de cercetare din țară și de peste hotare. Teza are un scop clar definit și relevant. Obiectivele sunt coerent sistematizate și subordonate scopului. Acestea reflectă tematica și parcursul cercetării. Teza are un conținut logic, este coerentă, este coerent structurată și scrisă într-un limbaj științific adecvat. Metodele și tehnicile selectate pentru realizarea cercetării sunt inovative, suficiente pentru abordare exhaustivă și originală a temei de cercetare. Cadrul de cercetare indică faptul că pretendenta deține și aplică metodologia științifică în mod corect, are o gândire creativă și posedă calități de cercetător științific format. Urmează respectiv noutatea științifică, care corespunde cu cea scrisă în teză și în rezumat. Urmează ulterior valoarea științifică înaltă și valoarea teoretică care a fost remarcată de toți prezenții și membrii Consiliului. În final, hotărârea a conferit doamnei Litocenco Ana titlul științific de doctor în științe economice, specialitatea 522.01 finanțe, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în Republica Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de conferire a titlului științific de doctor în științe economice. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe economice, după cum s-a spus, au votat pro 5 împotrivă 0 din 5 membri prezenți. Referințele oficiale au dat avize pozitive. Doamna Litocenco, felicitări! Din acest moment sunteți doctor în științe economice, agenția de profil urmează doar să confirme validarea noastră. Și în acest context, vă ofer ultimul cuvânt în cadrul ședinței de astăzi. O puteți face deja chiar în picioare data asta și la tribuna centrală a Consiliului. Pentru că este un moment special pentru dumneavoastră. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Consiliului, să mă repet, dar țin numai decât să vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră, în primul rând și stimați doamne referenți. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru discuțiile de astăzi, pentru aprecierile, pentru suportul dumneavoastră în cercetarea efectuată, cu referire la ceea ce ați spus despre lucrarea realizată. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc doamnei conducător științific, întrucât este meritul dumneavoastră, având în vedere îndrumările pe care mi le-a acordat pe parcursul elaborării cercetării de-a lungul perioadei de doctorat. Și pentru suportul acordat, indiferent de circunstanțe, situații, pentru involtorii pe care mi le-a dat. De asemenea, aș vrea să mulțumesc foarte mult familiei mele, pentru că în ultima perioadă, probabil, m-au simțit mai puțin activ. De asemenea, pentru că am vorbit despre Academia de Studii Economice, aș vrea să menționez faptul că anul ăsta, cred că se împlinesc 12 ani de când eu am pășit primul program în instituție. Văd aici profesori care încă de la licență mi-au predat, de asta vă mulțumesc foarte mult, pentru că capacitățile mele de cercetor încă de acolo au început. Și
Vă mulțumesc foarte mult! Felicitările noastre, felicitările noastre și să vă fie de bun augur. Felicitările noastre. Mulțumim! Onorată asistență, ședința se declară închisă.